Să avem pardon Am avut și chinion Ereditar Avem o gaură în buzunar. Dar progresăm Încet, încet toți emigrăm Mai bine venetici Decât argați la securii Bun venit, dragii mei! Eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Am murit fostul pugilist și președinte al Federației de Box, Rudel Obreja. Am discutat la un moment dat subiectul la emisiune, poate vă amintiți. Am făcut-o atunci scandalizat și sunt la fel de scandalizat și azi. Când vezi un om care abia merge, care a slăbit 30-40 de chile, nu pentru că a vrut, ca mine, în timp, așa, nu, un om bolnav care are un diagnostic de cancer pancreatic. Cum se poate să-i refuzi întreruperea pedepsei ca să se trateze? Are vreo legătură cu justiția un astfel de comportament? Nici pe departe. Nu încetăm, iată, în această țară să confundăm pedepsa cu umilirea și chiar cu tortura și să identificăm sistemul penitenciar cu un soi de răzbunare. Acesta e principalul motiv pentru care pușcăriile noastre produc infractori la infinit și nu fac decât să sporească resentimentele și frustrările. Și totul pleacă de la educație, mai bine zis de la lipsa ei. Lipsa educației naște monștri. Iar acei monștri ajung să conducă nu doar țara, ci și penitenciarele, justiția. Ei bine, să forțăm instituțiile și pe politicieni să acționeze empatic și responsabil, ține de noi. În foarte mare măsură, ține de noi. Din păcate, n-am ajuns în punctul în care să știm să acționăm împreună. Iată cum se întâmplă la alții. Gary Lineker, marele fotbalist englez, ajuns la 62 de ani, a fost suspendat de BBC din postul de analist sportiv după ce a spus că politicile antimigrației ale Londrei se aseamănă cu legile naziste din anii 30. BBC-ul a zis că, domnule, sportul e sport, nu politică. Cu alte cuvinte, de ce să ne băgăm noi în politică? De parcă politica asta e făcută pentru extraterestri. Nu ne afectează pe toți. Nu știu dacă ați observat, BBC-ul are multe momente în care e la fel de imbecil precum televiziunea publică și radioul public din România. E, ce s-a întâmplat acolo după ce Lineker a fost suspendat? Păi, toți antrenorii și toți jucătorii din Premier League au zis că nu mai apar la interviuri. Iar colegii lui Lineker, alți analiști cu nume grele din fotbalul englez, au refuzat și ei să mai apară pe post. E ce să vedeți? După două zile doar, BBC și-a dat seama că a făcut o mare prostie, dar, dar, și-a dat seama de treaba asta pentru că a existat solidaritate, pentru că oamenii nu au tăcut când au văzut nedreptate. O nedreptate care. Poate că nu-i afecta direct, nu? Dar o societate nu poate funcționa în beneficiul tuturor dacă oamenii nu acționează împreună, dacă nu sancționează cu toții derapajele de la democrație, abuzul de putere, nedreptatea. Cred că ar trebui să medităm mai mult la asta și să înțelegem că doar împreună putem însemna ceva în fața unor state și a unor businessuri tot mai scăpate de sub control. Bine ați venit la Starea Nației! Hai că îmi vine să încep precum profeția aia din pustiu. Frați și surori, trăim în minciună. E minciuna mai mare decât mizeria în țara asta, dacă e posibil așa ceva. De ce acceptăm totuși să fim mințiți în halul ăsta? Că e foarte simplu. Facturile mari la energie merg la stat la guvern, deci, la ciucă, la ciolacu. Cu alte cuvinte, e criză în țară pentru că statul ne ia banii. Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică al țării, controlat de stat, a înregistrat un profit net de 4 miliarde de lei. Nuclear Electrica, care administrează centrala nucleară de la Cernavodă, a raportat pentru 2022 un profit net de 2,7 miliarde de lei. Romgaz a raportat pentru 2022 un profit net de 2,5 miliarde de lei profiturile astea despre care tot discutăm, spre disperarea unora, sunt la cifre de afaceri de 3-4 ori mai mari. Adică profiturile au fost de 25-30%. Nici nu mai contează dacă banii au fost reinvestiți, vor fi sau îi iau acționarii sau orice. Ideea e că sunt banii care au sărăcit milioane de români. I-au adus în disperare și pe unii i-au făcut să se sinucidă. OMV Petrom a avut un profit net de 10,3 miliarde de lei. Transelectrica, operatorul rețelei naționale de transport al energiei electrice, a raportat un profit net de 530 de milioane de lei. Și putem continua lista până mâine dimineață. Iohannis ne spune că e Putin. Da, ah, nenorocitul ăla e de vină. Ei, eu cred că e Ciucă, e Iohannis, e Ciolacu. E PSD plus PNL egal lovele? Nu e Putin. Acum, astăzi, statul român își jefuiește cetățenii. Despre asta e vorba. Că îi mai aud pe unii. Băi, băi, stai nițel, bă, nu pica și tu în capcana asta, nu fi, nu fi populist, mă, că ăsta-i prețul, mă, nu stabilește statul. Ok, ok, lăsând la o parte faptul că prețul a fost plafonat în final cu directivă de la UE. Deci, se poate. Dar, dar, să zicem că asta e piața, sfânta piață. Pentru că funcționăm pe o piață comună, nu e așa, europeană. Ce produci tu și nu consumi, acoperă nevoia din alte state. Ok, știm, am discutat subiectul aici la emisiune. ăsta e prețul. Te duce la acele scoruri. Păi atunci tu, stat. Vino și dă bani înapoi integral cetățenilor. E atât de simplu. Ei tot profitul pe care îl faci tu, că ăla ai prețul, nu? Și le dai oamenilor banii înapoi, prin schemă de ajutor, prin ce vrei tu. Dar nu. Statul ține banii și mai mult de atât, ajutoarele primite de populație, care sunt infime în raport cu hoția, sunt din bani dați de uie. Da, Statul român își jefuiește cetățenii, apoi merge la UE și cerșește. Andi, da ne și nouă, Tandi, 3 lei pentru cetățeni, că suntem mulți frați acasă și am fost și bolnavi când eram mici. Să rămână. Superb. Știți ce merită ăștia? De la Ciucanez la rotativul de Ciolacu? Merită ce a primit Petrică de aia. Ați văzut? Doamne! Doamne, cât am râs! vorba câinelui când îi venea să facă pipi. O știți? Bă, dacă nu găseam un pom, făceam naiba pe mine. Așa și eu cu această emisiune. Deci, Petrică Daia, invitat la realitatea, prin telefon. Cu fermieri mulți acolo, în platou, vorbesc ea, vorbește și Dăia, Iar la final, realizatoarea face în halul care urmează. Sunteți plin de gargară. Se pare că timpul a trecut degeaba peste dumneavoastră. Nu știu de ce vă ține PSD-ul nu vă e rușine domnule Daia. Știți care a fost prima întrebare care mi-a dat prin cap? N-ar fi venit banii de la partid, de frate luna asta? Pe de altă parte, da, este o discuție aici. Domnule, când se termină jurnalismul și când începe golănia? Pentru că. Și eu mă aflu de multe ori în această situație. Îi fac păștia în toate felurile și mă întâlnesc apoi cu oameni pe stradă care îmi zic Doamne, le zici, le da, doamne, da, da, doamne, mai rău, da, 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 doamne, mai srupele dinții, du-te peste ei acolo. Asta vor oamenii. Deci, pe de-o parte, pornirea e să zici, bă, stai, că nu e treaba jurnalistului să spună toate astea. Pe de altă parte, mă, nu știu. Adică am urmărit imaginile cu atenție, nu mi se pare că îl jignește pe Daia în vreun fel. În schimb ne-a petrică Daia, da, ne jignește pe toți de atâția ani. Dar voi, ce vă face la minister? Injecții de incompetență, domnule ministru? Sunteți un incompetent. V-am dat clar timp alocat. Ce să zic, bine că s-a terminat emisiune să nu-l fi luat cu de-alea. Daia mai du-te mă și da, Marta, loc ce ești. Bă, lua -și familia în cursuri ce sunteți. Nu vreau să vă jignez, domnule Daia, dar dă nu v-aș mai vedea de flori. Nu, serios acum. Că uite, am încercat-o și eu pe asta cu interviurile, dar nu mi-a ieșit. Deloc nu mi-a ieșit. Pentru că fie oamenii ăștia cu funcții nu vin la chestii nearanjate, adică 8 din 10 nu vin. Fie vin, 2 din 10, dar nu răspund pur și simplu la întrebări. În sensul că răspunsurile lor sunt tot timpul despre ce vor face ei, despre cât de rău au făcut cei dinainte. Și uite, așa, practic, după o oră îți dai seama că ai pierdut timpul. Deci, cam așa e. Ce să mai vorbești cu Daia sau cu Ciucă? sau cu ciolacul? Ori cu budăi? Că asta e treaba. Bă, ok, nu abandonăm dialogul. Este esențial în democrație. Dar, dar, începem și noi să purtăm dialoguri cu sens. Mi-e rușine că în România există astfel de miniștri când ar trebui să-și vadă de pensie prin... Cetăți voi pe plecați, dați-vă demisia, sunteți incompetent, n-ați făcut nimic. Da, într-o astfel de dezbatere nu e locul moderatorului să spună, Marș, băiești, ești demisie de incompetentule, u! Asta ar trebui să facă oamenii, cetățenii, fermierii, în cazul ăsta. Dar ei, guvernanții, pot să se joace de a degetul mijlociu cu populația, în timp ce nimeni nu are voie să facă la fel cu ei? Vedeți? De aia, democrația e foarte grea. Că uneori, treaba asta cu dialogul e o mare, mare capcană. Păi eu dialoghez cu tine și pe tine te doare în fund. Dialogul își are rostul cât timp, doar cât timp, ambele părți participă și sunt de bună credință. Altfel, ce? Eu dialoghez ca prostul și pe tine te doare în fund. Îți vezi mai departe de nenorociri și mă minți în față. Nu merge. De-aia alții, care au mai mulți ani de democrație în spate, fac jocul ăsta altfel. Nu se ascund într-un platou după o realizatoare. În orașe precum Nantes, Lyon sau Paris, protestele au degenerat în ciocniri cu forțele de ordine. Au? Mă uit așa la ce se întâmplă prin lume și constat că noi românii am ajuns cei mai civilizați și cei mai toleranți, înțelegători cetățeni. Adică atunci când vezi că ai tot așteptat și ai tot îndurat și înghițit toate prostiile și toate minciunile incompetenților care și-au dat mâna la putere, unde e linia aia dincolo de care zici, bă, bă, gata, e prea mult? Ei bine, pentru a vedea această linie, trebuie să știi ce vrei. Iar noi pare că nu prea știm ce vrem de la asupritorii noștri. Ne-am obișnuit cu minciuna și cu hoțiile ăstora încât habar n-avem ce mai vrem. Noi nu părem capabili în acest moment să ne punem de acord. Bă, bă, de azi gata. Gata. Nu mai acceptăm impostura, nu mai acceptăm minciuna și suntem uniți. Uniți, da? sugarii ies în stradă pentru pensionari, profesorii și medicii ies în stradă pentru drepturile gunoierilor. Cât timp nu facem toate astea, nu avem de-a face cu o democrație, cu un stat de drept, ci cu o putere discreționară care face orice vrea în fața unui popor laș. Pe cuvânt, asta e impresia mea. În România, cetățenii se feresc de stat. În continuare. Statul dă cu băta așa la întâmplare ca în niște păpuși din cârpe și noi ne ferim să nu fim loviți. Sau dacă suntem loviți, măcar să nu o luăm direct în moalele capului, să crăpăm acolo. Și revenind la minciuna noastră cea de toate zilele. Institutul Național de Statistică arată că rata inflației pentru februarie 2023 a ajuns la 15,5%. Asta după ce în ianuarie am văzut o rata inflației de 15,1%. Rata anuală a fost în 2022 de 13,8%, în timp ce media europeană a trecut de 9%. Da, era mai bine așa pe ianuarie, era în scădere, ieșiseră unii, domne, gata, de acolo doar în jos. Uh -huh. Iar am scăpat inflația în haznaua din curtea școlii pe februarie. Pe scurt, ca să rezumăm dezastrul și minciuna în care trăim. Cea mai mare inflație în cea mai săracă țară din UE. Cele mai mici ajutoare de stat la noi sunt. Cele mai mari profituri ale companiilor de stat. Cele mai mari profituri ale băncilor. E, cum să zic eu, e criză cu premeditare. Na? Ah, și mai am una bestială de la BNR. IRCC ar putea depăși robor vechiul indice pe baza căruia se calculează dobânzile la creditele mai vechi de aprilie 2019 a scăzut la 6,95%. În același timp, analiștii se așteaptă ca noul indice folosit pentru creditele imobiliare din ultimii patru ani să crească din luna aprilie. Țeapa asta cu IRCC-ul e ca aia cu Franco Elvețian. Da. Și mulți oameni săraci, ca au băgat ăștia banii în reclamă, au pus botul. Mă uitam, au dat drumul ăștia la IMM Invest și umblă băncile din firmă în firmă. Ciuc, ciuc, ciuc. Uh, aveți 5 minute să vorbim despre IMM Invest? Vrem să vă dăm niște bani. Ia zic, cât e dobânda? Păi avem o dobândă excelentă, doamne. De ce? Nici nu e dobândă, nu știu, 2, ceva acolo, maxim, maxim, 3, dar nu, 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 mai spre 2, așa, plus robor. Deja când a terminat de zis robor, închisese mușa. Păi mâine, mâine ne putem trezi cu robor de 73%. Iar ăștia să spună, e, e bine, dar cu doar o să scadă, adică... Așadar, dezastru pe linie. E ca atunci când îi citea dirigan notele lui al mai prost din glasă. Ia uite, popescu. 4, 3, 4, 2, 4, 2, 1. Ai și copia nenorocitule? Mă băiatule, te dau cu capul de toți pereții, ce e cu tine? Ah, și BNR a mai zis ceva. A zis că treaba cu trecerea noastră la euro, să o uităm. <l> că în acest moment nu mai există niciun calendar. Știți că aveam de alea, domne, până în 2025, 2028, acum gata. Când o da Dumnezeu? Dacă o da bunuțul de el. Știu, știu, pare un experiment sau tentativă de exterminare ceva. Dar nu bine ce fac Ați văzut ce a făcut Ion? Să vină Ion în coace. Ion, inteligența artificială Ion, care vorbea cu inteligența plagiatoare Nicolae Ciucă, Ion, deci, a făcut prima lui mânărie. <laughs> Cât de penibil e să fii prins în halul ăsta cu minciuna. Că era vorba aia, mare vorbă Frate, decât cu un prost la câștig Mai bine cu un băiat deștept la pierdere E, e un principiu care într-adevăr Mi-a scos bani din buzunar de-a lungul timpului Dar e mult mai ok așa Îl invit uh, Pe Ion să spună câteva cuvinte Salut Mi-ați dat viață Salut, mi-ați dat viață Așa că spun orice vreți Eu sunt Ion Discuția dintre consilierul Ion, inteligența artificială și premierul Ciucă a fost deci una falsă. Ce spunea Ion era înregistrat. Întreba dacă Ion a reluat niște răspunsuri deja înregistrate, nu le-a generat în timp real, așa cum se întâmplă în cazul unui chat GPT din ăsta, Nicu Sebe, reprezentantul firmei care l-a conceput pe Ion, tata lui Ion, mă, cum ar veni, a zis că pe moment, da, a fost înregistrat. Deci sunteți niște hoți, e simplu, niște mincinoși. Și ăla premierul a acceptat impostura asta, normal. Apoi vine ministrul Burduja de la digitalizare și ne spune așa pe pagina de Facebook Ion, inteligența, soluția noastră de inteligență artificială a primit peste jumătate de milion de mesaje de la românii din țară și din diaspora în primele 10 zile de la lansare. Vă dați seama. Bă halucinant. Îți vine să o iei pe unde vezi cu ochii. Deci, guvernul României, e mândru că robotul Ion a primit mesaje de la cetățeni. Ce mesaje? Despre faptul că e nasol în sănătate, în educație, cu locurile de muncă? Pe bune? Aveați nevoie de un rahat de robot ca să aflați toate astea? Ce trebuie să știu despre România? România este o țară frumoasă cu oameni frumoși. Deci, asta a fost o regie, da? E, am înțeles că au încercat și live, de mai multe ori chiar, dar de fiecare dată, pe robot, dar mai bine vă las să vedeți, avem dovada. Avem imagini chiar de acolo, din timpul repetițiilor, iat. Ce trebuie să știu despre România? România este o țară frumoasă cu oameni frumoși. Deci, da, are și Ion limitele lui, nu? Așadar, marea mândrie a guvernului României e că avem un amar de robot care înregistrează mesajele oamenilor. Păi asta făceau telefoanele alea cu disc în anii 70. A, ah, și acuci că îl duc pe robotul Ion în caravană prin țară, da, să vorbească oamenii cu un robot. Parlamentarii nu s-ar duce pe la cabinetele lor din teritoriu, nu-ți răspunde nimeni nicăieri. Dar ne pun acum să vorbim cu robotul. Vorbiți, bă cu ăsta, că și așa numai prostii spuneți cetățenilor ce sunteți. Superbă democrație facem. Nu ne a ieșit cu oameni, lasă-mă că o facem cu roboți. Poate sunt mai empatici decât securiștii și plagiatori. Da. Și e uimitor să vezi acest triumfalism așa, băi, a venit primăvara, totul e frumos, bla bla, e jale, oameni buni. E jale. Vorbiți cu firmele Va fi un an mult, mult mai greu decât 2022. De ne și pleacă toate valorile din țară. Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, a fost dat în urmărirea națională de poliția română și figurează de 24 de ore pe lista celor mai căutați infractori. Judecătorii au decis să emită și un mandat european de arestare pe numele său. A, o fi în Franța, în Cosmos, cine știe pe unde o fi. Noi ne jucăm cu inteligența artificială în timp ce nicio țară nu ne extrădează vreun condamnat. Cât de jenant, ne sfidează toți. Grecia l-are pe Oprescu. Chiar, bă, ce s-a mai întâmplat acolo, mă? Incredibil, subiectul a murit pur și simplu și pentru presă și pentru toată lumea. Iorgulescu e în Italia, altul e pe Anglia, pur și simplu nu ne bagă nimeni în seamă dintre partenere. atenție! Mă rog, revenind pe plan intern, V-aș ruga să aveți aproape o lămâie pentru că urmează să vă ia greața. Dar rău! Ne-am căutat în ultimii doi ani de zile lideri și cred că am găsit un lider care va rămâne pe fotoliu de președinte al Partidului Național Liberal până după alegerile prezidențiale. Vedem după ce se întâmplă, dar sper eu ca președintele Ciucă să nu mai rămână la partid și să candideze pentru președinția României să o și câștige. Ah, pe bune, mă uitam la ea și mă întrebam când naiba a ajuns Alina Gorghiu atât de jos? Ciucă, mă, pe bune! Să te înjosești într atât! Mă rog, poate că ăsta e prețul pentru a fi al doilea om în stat. Din când în când trebuie să te comporți ca ultimul om. A, ah. ah, să nu uit, o veste bună, în sfârșit. În sfârșit, în România, o veste bună. Trenurile merg atât de încet că și dacă fac accident, toată lumea scapă. Un tren de pasageri a frânat brusc pentru a evita în ultimul moment o ciocnire violentă cu un marfar deraiat. Trenul transporta 10 de mașini noi în peste 20 de vagoane. Două dintre ele au deraiat, așa că marfarul a rămas blocat pe șine, iar trenul de pasageri l-a ajuns din spate. Peste 200 de oameni erau în trenul de pasageri. De deci ce e simplu? A venit în spate ăla mergea prea încet, i-a dat fleșuri, a frânat, asta e accident minor. Vedeți? Astea sunt avantajele înapoierii. Scoți piciorul din tren și frânezi, tată, pe pământ, așa, e, hey, op, rrr, stai cu tata. Dacă ai și niște încălțări din alea bune, trebuie să pui piciorul cu grijă, știi? Să nu se oprească trenul prea brusc, așa, buf, îi dai pe oameni cu căpățâna de... Noi stăm și ne uităm la... Cum își bat joc de noi. Și acum legat de subiectul ăsta cu Nea Iohannis și zborurile lui prin lume Care nu aduc nimic țării niciodată 3,3 milioane de euro au costat deplasările într-un singur an Anul trecut Domn președinte, mai intrat și dumneavoastră pe în serios Oricum ne-am uitat la suma asta, e vorba de o cârcă de bani Scoți mulți copii din sărăcie, îi trimis la școală cu 3,3 milioane de euro. Faci o școală de bani ăștia. N-au toate fundațiile de ajutorare a copiilor la un loc atâția bani. Adică du-te, tată, nu zic, că te râzi ceilalți copii cu care te joci tu acolo, dar armele, dar războiul, dar trebuie să te duci. Ca președinte, dar 3,3 milioane? Ar fi fost în acest timp vreo 28 de vizite. În media, așadar, am făcut un calcul, 3,3 milioane ar veni aproape 120.000 de euro pe vizită. Păi e frumos? Și atenție, poate n-ar fi ieșit această discuție dacă Iohannis ar fi fost un președinte bun, cu rezultate, fiert pe muncă, dornic să-i ajute pe români și, și mai ales, dacă n-ar fi existat un amănunt care arată totuși ce fel de om e Claus Iohannis de 21 de ori s-au oprit la Sibiu înainte de a pleca sau la întoarcerea în țară. Evident, asta a implicat extra costuri. E aici, dragii mei, e vorba de nesimțire. Iohannis a trecut cu avionul pe la Sibiu să o ia pe doamna Carmen. Și apoi au cotit-o acum la ultima vizită spre Japone, de pildă. A, pilotul, alo, lasă avionul în față pe o sună acum pe Carmenuța să iasă de la ore. Alo, Hani, am ajuns. Coboară și tu că ne claxonează cocalarii din Sibiu. Cine o fi fost primar aici că n-a făcut deloc drumurile cum trebuie? Ha, ha, ha. Ce îmi plac glumele mele. Costurile călătoriei în Japonia și Singapore se ridică la 350.000 de euro. Suma se explica având în vedere că aeronava are propria sală de cinema, dormitor, zonă de lounge și servicii de restaurant de 5 stele. 350.000 de euro? Pe bune, oricât ai fi de înțelegător, pare deja nebunia asta. Cât de megaloman să fii totuși, cât de ahtia după lux, cât de gros la obraz față de poporul tău. Când știi în ce sărăcie trăiesc cei mai mulți dintre oamenii pe care îi conduci. Noi suntem vai de mama noastră, bătrânii noștri își fierb și mănâncă încălțările, iar președintele dă 350.000 de euro pe o singură deplasare? ce trebuie, mă, frățioare, avion cu sală de cinema și restaurant de 5 stele? Atenție! Mi se pare normal ca președintele să zboare decent, cu un avion ok, în siguranță, dar nu cu cinema și cu piscină, mă. Și atenție, nu să treacă să o ia pe Carmencita de la Manipedi. Asta, repet, ține de nesimțire, de totală lipsă de respect față de poporul ăsta care te-a ales de două ori. Ok, asta spune multe și despre popor. Dar da, să nu deviem discuția, dar nu e despre noi acum. Și o să ziceți iar că sunt rău, dar uite cum merge în lume doamna Maia, sora noastră moldoveancă, care conduce și dânsa mult mai bine decât o face Iohannis, o țară ok, mai săracă decât a noastră. Președinta Republicii Moldova a fost fotografiată în timp ce se întorcea de la Berlin la Chișinău cu un zbor low-cost, cu rucsacul în spate după o călătorie la Bruxelles, tot cu un avion low-cost. Cu rucsac în spate? Păi Iohannis bătea tot CPP-ul dacă, dacă, îl lăsau să se uite măcar la rucsac. Repet, nu comparăm. Domnul Iohannis e dita mai liderul regional, nu? Sau cum își spune dânsul. Conduce o țară care e NATO, nu e în... Care le oferă șmecherilor de afară mână de lucru foarte ieftină. Domnul Iohannis e cel care îi ține pe români săraci și needucați. Dacă citim România educată, programul ăla. Deci merită condiții de zbor mai bune. Dar parcă nesimțirea e prea mare. Mult prea mare. Ei bine, după o asemenea dezvăluire, orice om cu un minim bun simț și-ar fi dat demisia. Pe de altă parte, aveți dreptate. Orice om echipat încă cu bun simț n-ar fi făcut cheltuielile astea și nu s-ar fi oprit cu avionul la Sibiu să-și ia nevasta în deplasare. Iată cam care e dimensiunea nesimțirii la Cotroceni. Deși pentru toate deplasările sunt cheltuiți bani publici, Cotrocenul a transmis că sumele pe fiecare zbor în parte sunt clasificate. Din nou, o mare prostie. Cum să fie, mă nene, secret cât plătești pe avion din banii noștri? asta zic, nu, nu -mi vine să cred ce amestecătură de aroganță, nesimțire și prima doamnă ieșită pe pistă la ea nene, nenea Claus. A, și mai e treaba asta pe care o aud, domne, președintele n-are avionul său prezidențial, domne. E ce să spun de parcă toți avem în țara asta ce ar trebui să avem. Că la noi e cam așa, a, păi dacă n-am bani să-mi cumpăr mașină, închiriez. Ok, închiriază un Logan. Da? Că nu dai din banii tăi. Nu te arunci la Lamborghini. Să vă mai zic. Cheltuieli în plus apar și în momentele în care Iohannis rămâne în țara în care a călătorit după încheierea întâlnirilor oficiale, cum se întâmplă și zilele acestea în Singapore. Agenda prezidențială arată că vizita lui Iohannis în Asia ține până pe 10 martie. Site-ul Ministerului de Externe din Singapore dezvăluie însă că deplasarea se încheie două zile mai târziu. A, și mai tare! Deci după ce a muncit, dar a rupt Japoniei, l-a pus la să-i prășească în grădina imperială, ce a zis Claus al nostru? Carmencita, hai să ne luăm și noi fo două zile așa pe Japone, că nu fi foc. Ne așteaptă, cine? Șoferul de avion? A, ne așteaptă, i-am băgat una de 50 în buzunar, i-am dat și bandă pe cănele, păi da... Ați văzut sondajul? Nu, nu sondajul care spune că statul român este cel mai abuziv, cel mai corupt, cel mai prost și cel mai ticălos stat din UE. Nu e nevoie de un sondaj pentru asta. Trăim în această realitate de peste trei decenii. Nu, mă refer la sondajul care spune așa. Doar 46% dintre români. Mai cred că apartenența României la Uniunea Europeană este un lucru bun, față de 62% media europeană. Și atenție, nu e un sondaj făcut din burtă de institutele astea care halesc și ele niște bani să spună ce vrea un partid sau altul. E vorba de Eurobarometrul realizat de Parlamentul European cumva, iată, am ajuns în punctul în care 54% dintre români cred că, bă, apartenența asta la UE mai mult ne încurcă, domne. Păi, eu zic că dacă, dacă e chiar așa cum spune barometru european, nu prea mai avem nicio șansă. Dacă cei mai mulți români cred că UE ne face mai mult rău decât bine, Înseamnă că, pentru a nu știu câta oară în istorie, ne mințim precum cei mai proști oameni. Mă scuzați. Întrebare. Unde pleacă românul atunci când pleacă? Hm? La muncă, ok, dar unde? În Spania, în Germania, în Italia, în Anglia. Deci, în UE, nu? Ok, Anglia nu mai e. Și uite cât de bine le e britanicilor. Suntem deci înnebuniți să ajungem și noi la, la acel standard de viață. Vedem cum țările care nu aparțin UE se scufundă. Dar noi venim cu atitudinea asta. Ba, nu cred că ne ajută UE, domnule. Nu e, nu e mare scofală. Dacă nici asta nu vedem, că UE este singura noastră cale în acest moment, nici nu știu de ce ne mai agităm, serios. În loc să punem presiune pentru a avea politicieni care să poată să aducă banii ăia din PNRR, bani pe care, iată, nu reușim să punem mâna de proști ce sunt conducătorii noștri, noi zicem, ai mă, ai mă, nu vezi că nu-i nicio șmecherie cu UE. Practic, pentru că Iohannis și PNL plus PSD egal lovele nu vor să modifice pensiile magistraților și ale securiștilor, plus avantajele lor ale politicienilor, noi pierdem bani europeni pentru dezvoltare în fiecare zi. Milioane de euro pe zi care se transformă în miliarde. A! Că UE. E și ea coruptă, că e ineptă uneori, că e înceată, stupidă pur și simplu în foarte multe situații. Da, așa e. Am tot zis-o aici de atâtea ori, cu exemple foarte clare. Dar astăzi, în raport cu situația noastră, apartenența la UE e tot ce poate fi mai bun pentru noi. Dacă vreți, reversul. Haideți să ne uităm la Republica Moldova. De bine, de rău, cu chiu, cu vai, cu amenințări, cam toți pașii făcuți înainte de România s-au făcut la presiunea UE. Așa, ca să ne dăm seama pe unde suntem, iată o știre de zilele astea. O știre uh, pentru cei care strâmbă din nas la Uniunea Europeană. La finalul campionatului național U23 la scrimă, medaliații au primit pe lângă diplomă și medalie o loțiune de corp și gel de duș. Hă? Superb sau cum? Vai, ce ne deranjează, uie! A, auziți, cei de la federație, dați-le medaliaților și o găleată cu apă caldă, că doar nu se spală așa la fântână, nu? Deci, oameni buni, nu mergem în direcția aia propusă de tot felul de tembeli, da? Rămânem sănătoși la cap, cât se poate, în condițiile date, pe drumul pe care suntem deja. Avem mult de luptat cu noi. Avem mult de lucru să ne schimbăm pe noi, să-i schimbăm pe acești politicieni care au trecut pe numele lor instituțiile și statul de drept. Sunt multe de făcut. Bine ați venit la starea nației. Ați văzut, nu? Haideți că ne-am lămurit și cu inteligența asta artificială. Consilierul Ion de la guvern este la fel de prost ca șefii lui. Păi, nu-l angajau, domne, dacă nu era așa. Nu m-aș mira ca Ion să fie și lingău. Să fim serioși. N-ajungi consilier al premierului României dacă nu ești și foarte, foarte lingău. Nu mai zic că e foarte posibil să fie și șpăgar Ion. În sensul că știe să colecteze șpăgile pentru partid, pentru șefi. Ca asta fac în general acești consilieri. Vom vorbi imediat în emisiune. La asta se rezumă munca lor de consiliere. Da, pe bune, l-ați văzut pe, pe Ion? L-au scos în public, da. Vorba aia, l-ați scos să-l vindeți sau doar să-l faceți de râs? Pentru că am râs. Am râs. Statul român ar trebui să implementeze mai multe locuri de muncă. A înțeles doar statul român. Hai să să-i dăm o resetare. Da resetare. Eu cred că, în primul rând, ar trebui să integrăm în școli un mod de educație tehnologică, deoarece România are această stigmă când vine vorba de dezvoltare și evoluție. De exemplu, în acest moment, Ioan nu a înțeles cuvântul magic, dar poți reîncerca. Nu a înțeles, nu aude, nu vede, iar de gândit gândește precum și că Orban în perioada tulburelului. Mai știți? Când se dădea el în tiribombe la zilele orașului Țăndărei. Ioane, lasă-ne, Ioane, maximum poți să te angajezi oglindă în albă ca zăpada, știi? Faza cu oglindă, oglinjoară, Cine-i cea mai proastă inteligență artificială din țară? Dar vezi că și acolo trebuie să reții niște replici, niște. Nu e, nu e chiar ușor. Un dezastru, deci, consilierul Ion, e praf. Așa cum ne și așteptam. E făcut de cercetarea românească, nu? <laughs> și, așa cum v-am zis, prima întâlnire de la guvern, aia cu ciucă, a fost regizată, domnule. Era înregistrat tot ce spunea Ion acolo. Trist, jalnic, fără rost. De ce să faci așa ceva? Și auziți aici care e scopul lui Ion pe lume. Rolul lui Ion în momentul de față este să colecteze informații de la poporul român. Oh, Aolea! Păi și sri ce mai face domn domnul? Domnul păi ați auzit? Vă ia ăsta Ion ăsta pâinea de la gură, domne? Păi cu ce mai șantajați dumneavoastră pe toți românii când e să... Decideți cine este președinte, cine... Aolo, sau și unul fi direct... Uh... Așa lor fi setat atât în fabrică. Colectează informații de la poporul român. Încă unul care ne ascultă, deci. Ce informații să colecteze de la popor? E o oglindă proastă. Îți vine să o aburești și să scrii cu degetul mă scăr pe ea, cum făceam când eram mici, în baie. Mici, mă rog. Eu și săptămâna trecută am lăsat un mezai. <laughs> Oamenii ăștia chiar nu văd cât e de penibilă situația. Am reușit să scoatem în public cea mai proastă inteligență artificială. Bravo cercetării românești! Felicitări! Și sigur că nu pot să nu mă întreb, Bă, o fi costat ceva vrăjeala la asta de acțiune de PR? Pentru că doar despre asta e vorba. O, oh, băi, se discută acum despre inteligența artificială. Ia vedeți, mă, băi, ia vedeți, mă, un băiat ăsta cu, cu, computere, cu programare, cu să facem și noi o regie, mă, pe tema asta, să dea bine domnul premier, că vorba aia... Și na, oamenii s-au executat. Au adus o inteligență artificială mai proastă decât premierul. Să dea șeful bine, normal. Ministrul Digitalizării spune că Ion face greșeli pentru că e faza de învățare. Rolul lui nu ar fi să răspundă la întrebări, ci să afle părerile oamenilor. Pentru răspunsuri la întrebări, intrați pe Google ce naiba. Rolul lui Ion e altul. Rolul lui Ion e să afle păreri. Și vorba aia, noi, românii, suntem plini de păreri. Proaste, dar avem păreri. Cu alte cuvinte, rolul lui Ion e să stea. Păi și o piatră de pe drum află păreri dacă bei într-atât încât să vorbești cu ea crezând că e o broască testoasă. Ci că e în faza de învățare, auzi? Păi să se ducă la școala de oglinzi, să învețe ce caută în lume. Bine, sunt unii care chiar au roboți, domne, în sensul că ai ce să faci cu ei. E mai deștept ca omul, cum să zice.

Robotica Lena, nemțoaică bă, ia, ia, das is good, das is fantastic. <coughs> mă iertați. Păi, Lenuța, Lenuța îi face muci hățuri lui prostul nostru de Ionică. Ionică își bagă degetul în nas și râde. E tot ce știe să facă mai inteligent. <coughs> Lena, probabil că îl folosește pe unul ca Ionică să-i care mapa. În alte domenii, noua tehnologie poate salva vieți. De exemplu, aceste camere video declanșează o alarmă atunci când detectează un obiect nemișcat pe fundul piscinei. Salvamarul este avertizat și el printr-un mesaj. Cu ajutorul inteligenței artificiale, unii roboți pot să compună muzică, să creeze opere de artă și chiar să scrie cărți. Și asta în doar câteva zile. Ai, 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 că deja deveniți antipatici. Nu știu de ce, presimt că în două, trei luni așa, Ionica al nostru o să se apuce de băut. Uitați-vă la mine, o să înceapă să și fumeze, o să vedeți. Va sta toată noaptea cu al de budăi, să-i dea lua la idei de texte, ce să bage, vrăjeală, când sună femei să le vorbească despre punctul de pensie. O să se golănească Ionica al nostru, de nu să-l găsim la păcănele, la pariuri, bine, bine, mai vorbim. Ioane, grijă mare, Ioane, că România cu asta se ocupă, mă, te distruge, te omoară. La revedere, Ioan. La revedere, Ion. Uh, cred că... Resetare, Ion. A, știu, știu, vorbim numai prostii la emisiunea asta. Ce e mai important, nu abordăm. Nu abordăm. Bârfele -ale frumoase, domne, unde, unde sunt scandalurile de altă dată? Ați văzut ce flec traga Urescu și Rareș Bogdan? Superb! Păi, Rareș Bogdan, după ce a alunecat pe pensiile alea speciale și s-a umplut tot de sânge, a dat-o pe politică externă. Da. Și e fix cum îl știți. Fix cum îl știți. Vehement și dus de acasă. Da. Fără nicio legătură cu realitatea. E urez cu tot ce poate mai bun, mai bun diplomația românească? Oh. Oh. Diplomația română are oameni excepționali. Păi și atunci, de ce ne băltim nu în mediocritatea asta, domnule domnul Nu noi am, nu eu hotărăs sau Partidul dar Național Liberal. Dar cine hotărăște, domnul? Nu un local Partidul Național Liberal, dar nu e, e, un, e nu noi l-am numit nu, acolo Ci, da, cine? Stat. Stat. Nu noi. Așa, în abstract. Dole, dacă ați fi șeful direct al lui Aurescu, l-ați mai ține în funcție? Eu? Păi cine eu? Pe dumneavoastră vă întreb. Nu. L-ați dat afară Paurescu? Da. <laughs> Rareș Bogdan se dă cocoș, deci, cu Aurescu. Aurescu, ursulețul de pluș cu trabuc în gură și mănuși chirurgicale în mâini. Dar șeful lui Aurescu este Claus Iohannis, păi da, cheltuitorul de la buget, Claus Iohannis zburătorul în condiții de lux cu avioane private, Claus Iohannis. Iohannis conduce politica externă și pe aia de arme. Dar, catifelat la bușon, cum îl știm, ca să ia vina cu schengen și cu toate de pe Claus Iohannis, pițiponcul european îl atacă pe Aurescu. E ce să vedeți? A ripostat Aurescu. Da, m-am și mirat că omul ăsta nu pare în stare de așa ceva. Adică pare genul ăla care când nu e cu minte, nu papă tot. Ministrul de Externe spune că nu ascultă declarațiile făcute de Rarej Bogdan și nu îl interesează pentru că acestea seamănă mai degrabă cu unele făcute de publicația de propagandă rusească Sputnik și face referire la momentul în care Rareș Bogdan, în plin război, pentru că România nu intra în spațiul Schengen, a declarat că ar fi o posibilitate ca țara noastră să oprească accesul de cereare dinspre Ucraina spre Europa. A, și are dreptate Aurescu aici. Rareș Bogdan voia să-i o tragem Ucrainei. După care a cotit-o, cum face mereu. Rareș Bogdan este precum driverii de la hipodromul din Ploiești. Da, le arăs de tofiș 200 de lei, au tras calul. Hai, tată! Dar ce voiam să vă zic? E frumos să vedem cum PNL-ul Spune, deci, că ministrul PNL-ului este incapabil. Dar când noi, jurnaliștii, spunem așa ceva, ni se zice că Viena și Austria, domne, să vină cu Schengenu, cu nu vreun ministru sau, sau, doamne, ferește președintele. În prima jumătate a anului 2023 nu se va face. Este clar. Degeaba ne amăgim și nu trebuie să ne mințim singuri. O, domnul Kelemen Hunor, să trăiți, bine ați venit pe la noi, luați loc că-i Udemeriștii stau pe fundul apei, da, pe fundul apei și se știe prin păduri. Mă rog, ce ne-au mai lăsat din ele. Pe bune, când l-am văzut pe domnul Kelemen, mi-a venit să întreb, ce mai faceți voi, mă, udemeriștilor? Doamne, ce inutilitate cu acest udemere, ce oboseală. Îi mai vedem pe unguri la alegeri și după aia iar dispar. Le auzi doar drujbele. Da, i auziți. Zzz, zzz, dar, dar știți unde stăm noi foarte bine cu țara asta? La secretari de stat și la consilierii secretarilor de stat. Da. România are 200 de secretari de stat. În anul 2010 aveam de patru ori mai puțin. Pe lângă acest secretari de stat mai avem cam 1000 de consilieri. Mă, mică mea, 200 de secretari de stat, 1000 de consilieri? Păi, fiți atenți, la guvern protestează, când protestează foarte, foarte rar, câteva sute de oameni, maxim. Păi dacă ies consilierii, îi caftesc pe manifestanți, îi lasă lați acolo, domnule. Ce jandar, frate, îi bat și pe jandarmi consilierii la cât sunt. Și partidele astea de impostori, an de an, o țin pe aia cu... noi, noi, dacă venim la putere, ha, păi noi vrem un guvern mai suplu, domne, mai... Însă, la final, despre asta e vorba. O armată de privilegiați care sunt mereu la putere și foarte mulți fraieri cunoscuți și sub numele generic de popor care o să înghită și pensionarea la 90 de ani până la urmă fără să zică nici pus. Nu mai avem de scăpat. Și încă o chestie foarte tare tot de la guvern și desigur tot pe banii noștri. Ministrul Turismului A, Cine? Nu vă mai gândiți că nu știți cum îl cheamă. Nu știe nimeni. Cadariu, da? Deci acest cadariu a dat 10 milioane de euro unor influențări. Cum? Cât a fost parandărătul? Nu știm încă. Dar, domne, să promoveze turismul. Bine, pe de altă parte, e și normal la ce numim noi turism. Trebuie să bași bani ca lumea tată ca să promoveze așa ceva, nu? Ministrul Antreprenoriatului și Turismului Daniel Cadariu a rezolvat problema cu influencerii care să promoveze România. A semnat un contract de 10 milioane de euro cu cei care urmează să ne laude țara în mediul online și în reviste de specialitate. Da, domne, normal, în reviste de specialitate, mai ales că acolo, acolo să uită turiștii, să înfierți pe revistele de specialitate. Să ne promoveze influencerii țara licitații, probabil, sper au venit firmele de influență reală, cred. 100 de euro, să zici, despre Vama Veche, 300 de euro despre Transfăgărășan. Da, e la modă acum, mai ales din partea unui nene atât de depășit de vremuri cum e acest Cadariu, născut bătrân. Da, deci fix cum gândesc toți expirații, domn. Uh, băi, băi, nu ne folosim mă, și noi de, de, de cum le zicem uh influencerii ăștia, mă, auzi, e scump? Nu e, bre, cine influencerii? E, 3 la 10 le faci ce vrei cu ei. Aola, așa e ieftin? Ia să le dăm mă, niște bani ca să ne promoveze și nouă țara. Și, din păcate, din păcate, dragii mei, porcăria asta, că eu porcărie asta, ține la așa zisele vedete care iau bani ca să promoveze orice. Orice. Agențiile Sufletului, cred că pentru niște bani, te pot face să spui orice, orice vor ele. O să vă povestesc într-o ediție specială cum se lucrează la nivelul ăsta și cât de, cât de mizerabile sunt aceste agenții, și mai ales corporațiile pe care le reprezintă. Primesc și eu aproape zilnic astfel de propuneri și de multe ori. Eu sunt la agenții și întreb, bă, serios, voi sunteți idioți de-a dreptul? Și ei spun, ce să, asta vrea clientul. Înțelegem că dumneavoastră nu vreți să vă umiliți pentru banii ăștia, dar nu e nicio problemă, să știți. E coadă la noi la ușă de oameni care au mai mulți urmăritori decât dumneavoastră și abia așteaptă să mănânce rahat pentru câteva sute sau mii de euro. Super! Uitați aici cum e cu promovare. Doi turiști străini au ajuns din greșeală în vacanță la București și le-a plăcut, deși intenționau să viziteze Budapesta. Au ținut un jurnal pe rețelele de socializare, iar filmările au devenit virale. Asta zic, sunt foarte mulți care vor la Budapesta și ajung la București. Practic, ce să o mai lungim? România le place foarte tare unor indivizi înculți care habar n unde e țara asta pe hartă sau care sunt capitalele țărilor europene. E încurcat. E încurcat. Dar haideți să vă arăt că S-a găsit undeva niște democrație Da, la noi, la noi în România Dacă vă spun, fiți atenți puțin într-adevăr, puțină democrație N-ajunge pentru toată lumea Dar acolo unde e, își fac oamenii treaba cu ea Este vorba despre comuna Jupânești Din județul Gorj E, în comuna asta Când e ceva până la primărie Vin oamenii deștin, mai bine zis și îi iau pe consilier la, 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 întrebări, la întrebări. Autoritățile aveau termen până la începutul lunii februarie să voteze bugetul, însă nu au făcut-o. Enervați peste măsură, localnicii au intrat în primărie. Iată! Iată, n-au adoptat bugetul și au intrat oamenii peste ei Grijania voastră, bă, ori faceți-a cu democrație în 5 minute Ori vă ia mama naibii, dar vă fugărim până în județul vecin Părerea mea e că ar merge abordarea asta și la guvern Băi, gușatule, fă legea aia ca lumea că te trec toate transpirațiile dacă te iau la fugă pe aici Păi, nu poți, mai altfel Democrația care nu funcționează deloc, dar deloc înseamnă doar nesimțire. Păi auzim toate panoramele politice spunând, Domne, haideți, vă rog frumos, să fim civilizați, să purtăm un dialog, să. Oh, da, de acord, să purtăm, dar dialogul se poartă între două părți de bună credință, care, adică, și cred în acel dialog. La noi dialogul e ceva de genul lăsă, lăsă mă vă proști să spună ce vor, nu mergem nicăieri, nu răspundem la nicio întrebare, facem noi o comisie, scoatem un raport și în acest timp ne vedem de treburile noastre cu că de am venit aici, nu să... Asta nu e dialog, e bătaie de joc. Și cetățenii de la Jupânești au luat problema în propriile mâini și le-au arătat consilierilor cine sunt jupânii. Stau ca trântori în birouri, Amână ședință după ședință, că le convine 5 milioane la ședință, 500 de lei, cum e, fiecare bagă la bunare. Au patru ședință, au luat 20 de bucăți. Mi-am luat liber special de la serviciu, pentru că toate proiectele n-a trecut decât așa, când aici a fost ca la miting. Uite, tată, idee! Bă, dați-o din gură în gură până în fund la taxatoare! Îți iei concediu de la muncă pentru a restabili democrația tată. Așa ar trebui făcut. Să-și bage toți bucureștenii medical și să meargă peste domnul Nicușoar Dan. Nicușoare, lasă dialogul, lasă dialogul, că te pune doamna pe bigudiuri imediat. Hai rezolvat cu apa caldă. Uh, da, rezolvăm, dacă... Bă, n-auzi? Că te tapează alegătorii de nu te vezi. Vrei să semeni cu tina Tarnăr în anii ei de glorie? Trece și supărare. Mai dă drumul la o muzică, la una, la alta, trece ce spuneam și la început Sigur că sunt foarte multe de făcut dacă vrei să faci ceva Doar că ăștia care ne conduc nici nu vor și nici nu știu, nu se pricep Ce măsuri să iei când tu ești prost făcut grămadă? Iată cu ce ar trebui să se ocupe cei din guvern în loc să plimbe sticla aia proastă pe Potrivit datelor Eurostat, avem printre cele mai mari rate ale șomajului în rândul tinerilor din Uniunea Europeană. Mai exact, cu un procent de 22%, țara noastră ocupă a patra poziție în acest clasament, la același nivel cu Italia, după Spania, Grecia și Suedia. Deci, 50% dintre adolescenți citesc asta și nu înțeleg ce citesc. Măcar nu înțeleg dezastru. Adolescenții ăia care râd așa pe stradă sunt parte din cei 50% analfabeți funcțional. Citesc știri de genul Planeta se scufundă, dispar locurile de muncă, nu mai e de mâncare și pleacă zâmbind că ei nu înțeleg nimic din ce au citit. Ce mă, nu o să mai am bani să-mi iau și urma de la col și să plătesc netul pe telefon? Deci, 22% șomaj în rândul tinerilor. Până la 50%, eu zic că sunt deja dincolo de șomaj. Nu mai există în evidențe sau muncesc așa sezonier or cu ziua prin străinătate. Șomerii sunt cei care iau șomaj și care se află deci în evidențele statului român. Mulți nici nu mai sunt acolo. Reprezentanții fermei oferă acum două burse de câte 2000 de lei pe lună timp de un an unor studenți. Candidații trebuie să îndeplinească anumite condiții. Și să-și facă practică obligatorie la noi în fermă, practică obligatorie universitară, și în al doilea rând să dorească să învețe. Iată, o chestie care trebuia făcută ă, ă, de zeci de ani. Încep companiile de orice fel să, să țină legătura, ba chiar să lucreze împreună cu facultățile, cu școlile. Doar astfel școala noastră va produce pentru piața muncii asta reală. Nu pentru închipuiri. Nu să pregătim cum facem în prezent oameni pentru meseriile din trecut. Iar companiile, fermele, chioșcurile, ce vreți voi, să bage tată mâna în buzunar și să-și asigure forța de muncă încă din timpul școlii. Da, e o mare problemă și va fi și mai mare în anii care urmează cu chestia asta numită muncă. Am impresia, ba chiar, ba chiar încep să am convingerea că tot mai puțin tineri știu să gestioneze, înțeleg treaba asta cu munca. Sunt niște cărți foarte bune scrise pe acest subiect. Automulțumire, lenea aproape vegetală, TikTok, Incapacitate de a înțelege și de a urmări povești, discursuri. O imensă plictiseală, o imensă durere în fund. Toate simptome ale unor generații noi care sunt cu creierii varză în acest stadiu morbid al capitalismului. Nu e vina lor. Avem copii care sunt la facultate. Te gândești că bă, au un nivel de pregătire, aiure. Mulți nu știu să citească. Sunt aproape analfabeti funcțional. Incapabil să se angajeze în, în, disciplină și în efort. Vă recomand cartea lui Mark Fisher. Realism capitalist. S-a tradus și la noi. Mă rog, pentru ăștia puțin care mai citim. Dar să ne întoarcem la muncile noastre. Potrivit Institutului Național de Statistică, în 2021 în agricultură lucrau cu aproximativ 20% mai puțini oameni decât la începutul anilor 2000, cu toate că salariile au crescut. Vedeți, ascultând astfel de formulări, înțelegi că foarte mulți nu pricep ce se întâmplă. Cum adică să spui că a crescut salariul în 2021 față de începutul anilor 2000? Cum ar fi fost să fie cam tot pe acolo? Într-o economie bazată pe creștere continuă, salariile nu pot decât să crească. Dar odată cu ele, sau mult înaintea lor, crește costul vieții. Deci, e greșit să pui problema așa, Domne, a crescut salariul în agricultură în ultimii 20 de ani. Ideea e ce puteai cumpăra cu salariul de acum 20 de ani și ce poți cumpăra cu salariul de azi. Valoarea lui nu prea contează. Comparația între cele două nu contează. Dar nu se pricep ei guvernanții. Ar fi culmea să le cerem să se priceapă la economie celor care scriu știrile, nu? Normal că și de aia tot batem pasul pe loc, că nici nu înțelegem de ce tot dăm cu capul de perete. Uite, o vorbă foarte tare pe care am găsit-o recent într-o carte despre performanță sportivă. Ăla care știe cum va avea mereu un job. Dar ăla care știe de ce va fi întotdeauna șeful lui. Angajații din țara noastră vor primi stimulente pentru a lucra până la 70 de ani. Este doar una dintre prevederile noi legea pensiilor cerută de Bruxelles pentru accesarea miliardelor europene din PNRR. Vedeți de ce e important să citim, să ne educăm și după ce am terminat cu școala? Pentru că ăștia mizează pe faptul că noi suntem tâmpiți, că ne curge din gură. Să vă explic, e o mare țeapă aici. Adică, ei niște miliarde de la UE ca să mărești vârsta de pensionare, da? E ce înseamnă, de fapt, aceste miliarde? Păi, în primul rând, înseamnă inflație. Pentru că sunt niște miliarde tipărite, tati. Banii, vedem ce se întâmplă și cu băncile din state, au ajuns peste tot în lume doar o glumă proastă. Se fac din pix, din computer. E mai rău decât la monopoli. Acolo tot ai un control, domne, la joc. Pentru că ăia bani, banii, da? Cât am dat? Șapte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, șase. Park Place! Cât? 350? Cumpăr? Cumpăr? Băi, bă. stai bă nebunule că nu-ți permis, nu vezi că n-ai niciun ban în față. Eh, na, haide, de domne, ce dracu, băi, am adus bani de la jocul meu de acasă, de la păi am și eu monopolie acasă, iau, îi folosesc pășteam. Poate vrei doi pumni în freză. Ce să fac eu cu pensia asta? Hai, spuneți-mi. Să te bucuri de ea cât o mai ai? E, ce se întâmplă cu banii care vin în țară pe lângă inflație? Sunt ciordiți, cum se întâmplă de 33 de ani. Dar vezi, Doamne, oamenii ar trebui să muncească până la 70 de bețe că primim niște bani de la uie. asta e țeapă. Mare țeapă. Oamenii trebuie să înțeleagă și să-și apere drepturile și ultimii ani liniștiți din viață, ca în Franța. Pur și simplu ăștia nu mai pot plăti pensii din contribuțiile celor care muncesc astăzi. Pentru că taxarea muncii e prea mare în România Și atunci soluția la care s-au gândit ei E să muncim până murim Păi ce să muncească românii până la 70 de ani Că la 65 sunt deja în baston Cu trollerul de medicamente după ei săraci. Și, și paranteză, vedeți dragii mei de ce e atât de important să aveți grijă de sănătate atunci când încă sunteți în putere atunci când încă sunteți sănătoși, când corpul încă duce, funcționează bine. De ce e bine să nu vă tratați corpul ca pe un tomberon în care să aruncați toată ziua patiserie, prăjeli, cărnăraie plină de hormoni și de antibiotice, fast food, alcool, țigări? Ca să vă puteți bucura de sănătate și de mobilitate și în ultimii 25 de ani din viață. Pentru că, repet, de murit, toți o facem pe acolo, pe la 70-75 de ani. Important e cât de copt ești în ultimii 20-25 de ani, care la noi înseamnă, vedem, da, în cazul celor mai mulți, chin, tortură, o durere continuă, lipsuri, sărăcie, pum de pastile. Aia nu mai e viață. A, ca să nu mai zic, Văd că nu mai vorbim despre pensiile magistraților și securiștilor în ultimele zile. Ați văzut cum s-a sucit așa? Am trecut la pensiile oamenilor simpli. Așa se întâmplă mereu, domne. Începem cu, bă, hai să-i bulim pe privilegiați și sfârșim, iată, bulindu-i tot pe săraci. Vă propun să râdem și noi de alții. Uite, ce părere aveți să râdem și noi un pic de americani? Vorba cântecului. Americanii de devină... Hai că merită! Serios, să nu fii în stare tu, mă, dita mai americanu, vorba aia, stăpânul planetei, să țin viață niște amărâte de bănci? Cât de incapabil să fii! Silicon Valley Bank a dat faliment. Așa, de pe o zi pe alta, Signature Bank a intrat și ea în faliment o zi mai târziu. Sunt locul al doilea și locul al treilea în istoria dezastrelor bancare americane. Păi dacă n-au filiale în România. Păi aici băncile au profituri record an de an. Pentru că noi ne pricepem, domn. Noi avem grijă, noi cetățenii, de bănci, de profiturile lor. Guvernul, Banca Centrală și chiar Departamentul de Servicii Financiare din New York au preluat cazurile. Adică, păi odată să le dea oamenilor depozitele garantate, altă dată să înțeleagă ce naiba se întâmplă în țara aia o să vedeți imediat, avem un material cu sporul de risc și supra-solicitarea. Pentru că supra-solicitarea, stresul, anxietatea sunt mărci ale acestei nesiguranțe globale. Capitalismul de astăzi este unul care joacă dansul pinguinului pe creierii tăi, da, uite așa, și pe echilibru tău emoțional. Ai impresia că niciun loc de muncă nu e sigur, că nicio bancă nu e de încredere și că statul te poate lăsa și el în fundul gol alegând oricând că mai degrabă îi salvează pe bogați decât pe cetățenii de rând. M-a șocat următoarea știre. Silicon Valley Bank le-a acordat prime anuale a angajaților cu doar câteva ore înainte ca autoritățile americane să pună capăt activității instituției. Cu alte cuvinte, clienții alergau să-și ia depunerile și nu mai găseau lichidități în bancă, iar în acest timp angajații și șefii, mai ales, își dădeau prime pentru anul 2022. Genial, nu? Fusese un an atât de bun încât, iată, a condus la faliment. Meritau oamenii. Acum, să înțelegeți despre ce lume vorbim. Bloomberg spune că angajații Silicon Valley Bank aveau în 2018 salarii medii anuale de 250.683 de dolari. De om? Da. 250.000 de dolari de om. Binișor, adică într-o lună plătești curentul, chiria și mai rămâi cu ceva. Știți ce zic? E, ce face statul american? Păi, administrația Biden i-a asigurat pe clienții băncii că se pot baza pe acei bani. Ca angajații firmelor care lucrau cu această bancă pot sta liniștiți. Salariile lor sunt garantate de stat. Păi, nu vă supărați, dar de ce intervine statul, domnule? Păi nu era cu piață liberă, cu. Mâna invizibilă cu statul care nu trebuie să intervină în mecanismele pieței, că dă totul peste cap, că. Ha? Nu? Incredibil. Nu, domnule. Vrăjeala asta se aplică doar atunci când săracii vor salarii decente, când se cer ajutoare, subvenții, de astea. Pentru salvarea băncilor, oh, oh, statul trebuie să intervină statul ei, iată, plasa de siguranță a bogaților. Dar tot statul trebuie să se asigure că nu e luat de prost și că reușește să reglementeze mai bine astfel de țepe. Bine ați venit la Starea Nației! Știți ce mă întrebam? Nu cumva România ne pedepsește în fiecare zi tocmai pentru că o acceptăm așa cum e? Știți cum se spune despre munde, că trebuie să-l respecti. Nu urși mă pe el în șlapi. Așa e România. Dacă îi accepti mizeriile, după aia îți tot face. Dă cu tine de toți pereții. Te târăște prin toate șanțurile. Mergi pe stradă și România aruncă de nicăieri în tine cu o pungă cu rahat. Doar așa, ca să-ți arate că ești un fraier care își face iluzii că ceva s-ar putea îndrepta în țara asta. Unde vreau să ajung cu această idee? Uite aici. Angajații Agenției Naționale de Integritate vor primi bani în plus. Plenul Camerei Deputaților a votat amendamentul PSD și PNL, care prevede un spor de până la 25% pentru risc și supra-solicitare neuropsihică. Spor de risc la anii. Serios, vă vine să credeți așa ceva? Sunt eu tâmpit? Vi se pare normal? Risc? Ce risc la ani? Să-ți crească salariul pe nepregătite sau ce? Suprasolicitare solicitare neuropsihică. Păi asta e la toată lumea, mă, nebunilor. ăsta e capitalismul prost făcut de azi. Că ne trezim și plecăm la muncă, ne stresăm, ne agităm, practic E un spor că ai loc de muncă. Hă? Pentru stresul de a trăi din muncă, îți oferim acest spor de supra-solicitare neuropsihică. Cum, Doamne, iartă-mă spor de risc la ani, unde, să fim serioși, de când s-a înființat instituția, e doar o mare și permanentă frecare de mentă. 9 cazuri din 10 sunt documentate și publicate de jurnaliștii care se încăpățânează să-și facă treaba, fără spor de risc. Nici genan nu mai e, mă, nici nesimțire, nici sfidare, e, e boală. Este moartea noastră ca societate. Asta e ce se întâmplă acum. Și stați, că mai urmează salariile angajaților de la APIA, de la um, Facultatea de Silvicultură sau de la Agenția pentru Investiții Rurale ar putea să crească cu procente de 10 sau 15%. Asta ar aduce, de exemplu, în plus la salariul unui director aproximativ 2300 de lei valoare brută. Acești angajați primesc majorare salarială. Au deja un spor pentru condiții vătămătoare de 15%. După eu am nevoie de dita mai sporul doar pentru că vorbesc despre nenorocirile astea. Spor pentru condiții vătămătoare la apia? Cine lucrează la apia? Salvamontiști, salvamari, pompieri, muncitori mină? Pe bune așa înțeleg. Ce condiții vătămătoare există la o agenție de plăți? Se taie angajații la degete în foi? Își distrug ficații cu nesuri și alte nenorociri? Da. Asta se întâmplă, deci, în Parlamentul dominat de PSD plus PNL egal lovele. Dar, dar, să nu credeți că societatea românească nu reacționează. Ho, 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 ho. Doamne, doamne, și încă în ce fel? E dezastru. Vă spun, dragii mei, nu m-aș fi așteptat la așa ceva. Nu m-aș fi așteptat la așa ceva, dar Franța e pistol cu apă față de ce proteste sunt la noi în perioada asta. Profesorii amenință cu grevă generală chiar înaintea examenului de bacalaureat dacă guvernul nu găsește soluții pentru problemele lor. Sindicaliștii cer salarii mai mari, condiții mai bune de muncă, precum și poziționarea angajaților din învățământ pe o treaptă superioară în noua lege a salarizării. Sunt peste 100 de cadre didactice care protestează aici în fața prefecturii din Constanța. Mamă, ați văzut? Iadul pe pământ! O sută de bestii dezlănțuite! Așa se protestează, domne! Noi nu suntem ca francezii, Aia două milioane în stradă, ce Noi avem protestatari profesioniști, bă, trupe speciale de protestatari din legiunea profesorilor. Special antrenați pentru așa ceva. Păi, doi de ăștia. Îi trimiți în Focșani, în 24 de ore au dat jos primarul, au schimbat guvernul acolo. Despre ce vorbim? Nu, pe bune acum. Oricare dintre voi, dacă ar fi președinte, premier, ministru al educației în cazul ăsta, ați lua în serios vreo cerere din partea cetățenilor dacă ați vedea în stradă 100 de amețiți? V-ar apuca râsul, nu? Asta voiam să zic vor da ăștia în Parlament și spor de respirat, iar societatea, mucles, nu o să spună nici pus. Un neam de înghițitori suntem. Înghițim orice, orice. Și oricât înghițim, tot nu ajungem să zicem la un moment dat, băi, ne-am săturat, gata, până aici. Hai să facem ceva. Ci că să te faci profesor. Da, să mergi la școală, să înveți, să te faci profesor. Salariul de bază al unui profesor debutant este puțin peste 2000 de lei, în timp ce un dascăl cu vechime are 4000 de lei cu tot cu sporuri. În aceste condiții, profesorii alocă coșului zilnic de cumpărături mai puțin de 30 de lei. 2200 de lei. Aceștia sunt banii cu care să spunem un tânăr profesor ar trebui să trăiască chiar și în București, nu? Doarme la metrou, unde doarme? Dorme în căminul școlii în care predă probabil, dacă are școala cămin. Pe jos, în sala de sport sau, sau în cancelarie, într-un colț așa amenajat după o perdea. A? 2.200 de lei pe lună. E, e mult? E puțin, domnul ministru Boloș? Acum, fiind o persoană singură, e posibil să ajung la 3.000 de lei pentru o parte de hrană. Da. Nu știu. Deja Parcă nu mai simt, așa, revoltă. Nu, sunt doar curios. Pe bune, mă uit ca la o specie de animăluțe pe care acum le descopăr. Ia mă, ia să văd, ia să văd cam, cam cât pot duce românii. Cât, cât de umiliți pot fi până să zică, au, au, nenea mă doare, nu numai dacă dau și eu foarte tare ar fi acus să anunțe Iohannis că urmează tăieri de salarii la profesori, la medici, tăieri de pensii. Mamă, mă, cred că s-ar aduna vreo 2000 de oameni în stradă, nu? În toată țara, zic. Păi, până și societatea aia civilă care scotea lumea în stradă împotriva PSD-ului a trecut la putere acum. Da, papă bun și papă tot. Rade din farfurie. Deci, cine să mai iasă? N-ai pe ce să mai contezi. N-ai pe ce să mai contezi. Acum, atât din punct de vedere cât și politic, mă întrebam așa. Sunt oare peneliștii în stare ca peste jumătate de an, un an așa, să sară la Iohannis cum au sărit la Orban? Sau la Câțu? Eu cred că da. De fapt, sunt sigur că da. Îi văd capabil să întoarcă limbuțele cum au întors bravii noștri soldați armele la 23 august. Cum ar fi, cum ar fi să-i vezi pe Rareș Bogdan, pe Alina Gorghiu, pe Flutur, pe Bode, zicând Mult rău a mai făcut și Iohannis să sta domn, cu benzeurile ale, ale, lui, ce, ce ne-a pus să facem, cu PSD-ul, domn, ne-a băgat PSD-ul pe gât. Plus serviciile, că el făcea tot Doamne, ce, ce nenorocit Iohannis Bine că am scăpat de el, că, că mult ne-a mai surghiunit Îi văd în stare, cum să nu-i văd? Deocamdată însă peneliștii se ceartă încă în liniște, așa, pe ideea Taci, dragă, taci, că ne-au vecinii Vrei să chemi iar poliția? La prima vedere, pare că se scuipă Aurescu și și Bogdan. Dar ci că nu e chiar așa, de fapt. ci că s-a dat drumul la bălăcăreală. Iar ăsta ar fi doar începutul. Nu ați văzut, niciodată, în, a, în ieșirile publice ale președintelui Nicolae Ciucă, ale prim-vicepreședintelui Iorghe Flutur, ale secretarului general, să criticăm anumite chestiuni care, poate, la un moment dat nu ne plac la demnitarii susținuți de Partidul Național Liberal în diferite funcții publice. Bode! Am via bode! Chiar mă întreba cineva cu vreo două zile, bă, pe unde o umbla mă ăsta Ă, ăsta, pișicherul ăla de bode. Iată-l în toată splendoarea lui. Îngrijorat și vertical, așa cum îl știm cu toții. De obicei, dânsul apare când se cer condoleanțe. Dar iată că te mai poți trezi cu el pe cap și așa. Deci, domnul Bode vrea să fie liniște, domnule. Să, să fie concordie, cum ar zice idolul lor Ion Iliescu. Să, să fie lumea civilizată în partid. Că, adică, de ce să se omoare om cu om? Sau penelist cu, cu pesedist? Sau penelist cu pedelist? Sau dacă viața e frumoasă așa cum e și poți toți la comun? Păi nu de-aia s-a unit cu psd la putere? Să-și țină unii altora de șase la... Eu sunt unul dintre cei care consideră că PNL trebuie să iasă din ipocrizia asta. Să ai cu PSD de mână la guvernare, dar ești împotriva PSD, sau PSD-ul să cuține de mână la guvernare, de împotriva PNL. O, mare vorbă, domnul Vulceanu, mare vorbă, nu m-aș fi așteptat. Adică, așa, uitându-mă la dumneavoastră, după chip, după. Bravo! E, aici, undeva, se pare că se despart apele în penele acum. Există o grupare care vrea ruperea de PSD și alta care nu vrea. Adică, unii sunt mulțumiți cu șpăgile pe care le fac, alții, a, nu prea. S-a poate mai bine. Există unii care știu că vor rămâne pe afară la următoarele alegeri și alții care stau la cutie. Ciocumic, pentru că sunt pe liste și vor să prindă și ei patru ani de... prosperitate. Mă rog, toți vor, doar că unii nu sunt pe liste. Că știți cum e, dar vin alegerile, e important de care parte a listei pici. Cum e cazul lui Câțu și al tuturor celor care l-au susținut și îl susțin, că mai sunt câțiva. Atenție, vorbim despre cei care l-au susținut și după ce Iohannis a dat ordinul ăla să se retragă limbile în cazărmi și câțul să fie lăsat în fundul gol. Ultimile declarații au fost exagerate, după părerea mea, deplasate și nu fac bine partidului. Ia uite -l. Nenea ăsta a fost de toate și în toate. Orice partid e bun cât e la putere. A slujit domnul Flutur? pu! are bătături în genunchi, săracu. Zici că-i țap, capră neagră, la cât s-a ploconit și a băgat plecăciuni pe la toți. Vrea liniște, normal. Să nu fie afectat partidul. Lăsați, bă, că vorbim la noi la partid în Budă. Să nu ne știe oamenii. Ah, și-ar mai fi ceva cu scandalul ăsta din PNL. Iar asta are, are mult sens. Aurescu, e omul lui Iohannis. Mă rog, după ce a fost omul Năstase cu care și-a dat doctoratul, da? Să nu dezgropăm trecutul aiurea, nu? Mai ales în cazul unor miniștri foarte capabili care... Dar peneliștii ar vrea să-l schimbe acum, la rotativă, când vine ursulețul Ciolacu la Palatul Victoria. E cumva asta o declarație de independență față de Iohannis? Pentru că Iohannis nu va mai fi au nevoie de altul. Poate ciucanezul? Vedem. Cert e că stau liberalii, sunt... Stau cu limbile pe afară, da? Nu știu, nu știu pe cine să, să, să sprijine. Greu, foarte greu. Vă rog să mă credeți că am fost impresionat. Am fost aici, mi au dat lacrimile, pur și simplu. Totuși, nu-mi trece asta. Dumnezeu, ce, ce țară am ajuns să avem? Ce, ce intersecție de boli și diagnostice e țara asta? Salarii secretizate. Sunteți pregătiți pentru încă una? Ok. Salarii secretizate la Autoritatea de Supraveghere Financiară. Culmea la o instituție de stat care pare că fix cu transparența fiscală se cam ocupă, nu? E, de ce se întâmplă și asta? Pentru că noi permitem? Nicolae Marcu, președintele ASF, câștiga de, peste 12.000 de euro pe lună. Haideți, mă, oameni buni! Președintele ASF, deci, are peste 12.000 de euro salariu net. Adică, ad labam, da? Știu, e halucinant. Dar ați văzut pe cineva să protesteze? Ați văzut, nu știu, vreo asociație de pensionari, de pildă, că i aruncă cu protezele în geam la sediu acolo, domnului de la ASF? Sau ceva profesori cu niște pancarte deștepte în fața instituției să fie preluați de toată presa? Hm? Ceva medici consultând cu atenție și preocupare la mișto zidurile cu stetoscopul? Tot acolo, la instituție? Sau, sau, niște angajați de la salubritate care varsă din greșeală, desigur, conținutul unei mașini de gunoi acolo, în fața ASF-ului? Nu? Nici voi? Da, zic. Și multe cazuri acolo. Uite, Mirabela Moise, soția șefului Ani Care e consilieră la ASF Are câștigurile secretizate Bani de la buget, bineînțeles Soție de șef Ani Nu mai zic Familie împlinită, tată Un mii și mii de euro pe lună de la stat Că problema, atenție, dragii mei Problema nu e la funcționarii simpli Care trag de lesar capacele pe salarii mici, nu! Problema e la acești șefi care împart probabil banii cu partidul, că altfel nu se explică. De pentru ei, da, și pentru prostimen. Nu, serios, trebuie să încetăm cu tâmpenia asta, cu secretizarea salariilor sau a cheltuielilor unor instituții care nu doar că sunt de stat, dar pledează zi de zi pentru transparență. De ce nu sunt aceste cheltuieli publice din start? Că eu asta nu înțeleg. De ce nu plecăm de la ideea asta în societate? Bă, tot, tot ce e din bani public se arată la oameni. Tot. Adică nu trebuie să fac eu, jurnalist, cerere sau eu cetățean o cerere nu știu unde. Să fie publică prin lege orice cheltuială din momentul în care se face. Ai făcut cheltuiala, a apărut pe site, mă. L-au întrebat azi pe Claus Iohannis dacă știe de ce sunt confidențiale costurile deplasărilor sale. A răspuns, da, iată. Alo? Magazia? Vă vedeți că s-a blocat imaginea? Nu? S-a blocat robotul, am înțeles. N-a zis nimic. Ori nu știe nici el? Nu, eu cred că s-a blocat. Probabil că s-a blocat și... L-au resetat de la distanță Ca pe robotul Ion Așadar De ce să nu știm cât a dat Iohannis pe avion? De ce? Nu există niciun motiv, desigur E vorba de sfidarea Unora care profită De apatia cetățenilor de, de lipsa lor de implicare De curaj De incapacitatea De a fi împreună De a se susține reciproc Chiar cât mai e, mă? Un an și un pic. ,ă? Hai, hai, că trebuie să apară deja ăia care patru ani nu fac nimic, nu se implică cu nimic, nu-i auzi, nu-i vezi, dar ies înainte de alegeri să ne spună, dragi români, nu uitați să vă faceți datoria, să mergeți la vot, să fim cetățeni serioși, pentru că dacă nu votezi, nu contezi. Nu, tată. Cetățean serios, ești pentru ceea ce faci între turele de votare. Votul e ceva cu care politicienii se șterg la fund. Cum a făcut domnul, iată. În Parlamentul României s-a format o majoritate solidă, o majoritate din care fac parte PNL, PSD, UDMR și grupul minorităților. Am avut o discuție pe care o consider foarte bună. Această majoritate mi-a propus un nume de premier, propunere pe care am acceptat-o. Hmm? A votat vreunul dintre voi la ultimele alegeri coaliția dintre PSD și PNL? Asta zic. Noi am fost disciplinați la vot, am dat votul. Apoi n-a contat, pentru că ei au făcut ce-au vrut. Și peste un an ne cheamă din nou și noi mergem. Păi da, altfel nu suntem cetățeni. Minunat meșteșuc de prostie. Bineînțeles că e nevoie să mergem la vot. Bă, dar după câteva luni ai văzut că nu se întâmplă ce ai votat. Hai, tată, alții! Hai, facem alte alegeri! Până când ăia pe care îi votăm, ascultă ce am votat noi acolo! Revenind, e o boală această secretomanie la noi. Și ca orice boală netratată, iată, se agravează. Chestia asta, lasă-mă să nu știe fraierii cât luăm noi, mă. Las, așa e și în partide, și în instituții, și peste tot. Lasă-mă să nu știe țara în ăștia ce discuții avem noi, mă, să scundem rahatul sub preș, cât o putea. Vai de noi! Altfel să știți că stăm bine cu toate. Mă rog, mai sunt unele mici scăpări. Mici? Nu! No. Peste 15.000 de copii ai căror părinți nu au venit, au spus că nu au primit acele etichete educaționale de 500 de lei de când au început da, școala așa și este. Până... Da, așa este. Ne bucurăm că sunteți de acord, da. Aceste vouchere așadar sunt ca să-și ia copiii ce au nevoie pentru școală în septembrie anul trecut. Da. Școala a început anul trecut în toamnă. Acu' e primăvară și 15.000 de copii au primit fi... Noi avem un mecanism cu inspectoratele școlare foarte greoi pe care l-am moștenit și pe care intenționăm să-l schimbăm în totalitate. Deci mecanismul pe care îl vom derula în paralel va fi și de interogare acestor baze de date pentru că se pare că vechile mecanisme nu dau întotdeauna rezultatele. Ce zicem acolo? Mecanism cu inspectoratul, derulare, interogare. Ce mă prostea la asta? Nu existau copii în baza de date, sau cum? Vă lipsesc 15.000 de copii la numărătoare? nai ai mă nici să râzi nu poți de ei. De... Sunt o stupiditate halucinantă. Zice, ministru Boloș, sper eu în cel mult 30 de zile să avem rezolvată problema. 30 de zile, mă? Pentru o problemă care ar fi trebuit să nu existe din toamna trecută? Hai că stăm bine de tot. Și Boloș, atenție, zice acum 30 de zile pentru că a apărut tot un presă. Că altfel nu zicea nimic, nu exista subiectul ăsta și copiii n-ar fi primit banii ăia. Altfel, iată ce mai face statul, că tot vorbim despre fonduri europene, PNRR-uri. Autoritățile dintr-o localitate din Gorj au făcut o sală de sport la marginea pădurii doar pentru că s-a putut, nu pentru că ar fi fost de folos. Terenul de sub ea a fost retrocedat, iar primăria a achitat ani buni noilor proprietari câte 3000 de euro în fiecare lună. Plină de fisuri, rugină și gunoaie. Zace în paragină încă de când a fost ridicată. Clădirea a fost realizată în 2004 cu bani de la guvern, însă se află la marginea unei păduri la aproape un kilometru distanță de școală. A? superb sau cum. Iar cireașa de pe tort, mai degrabă de pe colivă, e că terenul de sub școală e al fostului primar. Da, are și el acolo o parte din moștenire. Întrebarea e, oare câte miliarde din acest PNRR vor avea această soartă? Și mă uit la Boloș și zic, bă, multe. Dar nu-i nimic, propun să se treacă totul la secret. Nu aș putea să vă dau detalii în acest sens. Și pentru că totul trece prin stomac, cine zicea, domne, că mâncarea e scumpă la noi, că la știri de vreun an numai asta aud. Totul e scump, e jale, au ce ne facem? Urzicile, de exemplu, sunt mai scumpe decât cireșele. Păi nici măcar țiriac nu-și permite așa ceva. Să fim serioși, haideți că nu e chiar atât de grav cum se spune. Și numai puțin vă rog. Uh, mama, vineri vin. Da, faci și tu niște urzici? Și, și mi-a zis Marote că mama lui îl așteaptă în weekend acum cu, cu o, o ciorbă de-asta acră de ștevie. Faci și mie? Sărna? Adunăm și noi, doamnă, ca să muncăm, să trăim pe pe Legumele au ajuns în râpă în urma unui accident rutier. Victimele nu au fost grav rănite, dar marfa a rămas împrăștiată pe marginea șoselei. Iată, iată, dragii mei, există și mâncare gratis. Trebuie doar să știi unde se fac accidentele rutiere, unde se răstoarnă camioanele cu ardei, cu roșii, cu porci, cu muștar, eventual și mașina cu scobitori și șervețele. Ok, și acum să revenim la chestiuni serioase. Au comparat prețurile din România cu cele din Italia, Grecia și Spania. Concluzia, avem cele mai scumpe roșii. Și ceapa de la noi costă mai mult decât cea din Italia și din Grecia. Prețul morcovilor este la fel cu cel din Italia. Doar când ajungem la cartofi ne putem lăuda că dăm mai puțin bani. Bine, comparăm cu Spania sau Italia, dacă când te uiți prin magazine, aproape toate legumele vin din Turcia. Ah, și salată din Egipt am văzut. Nu din curte de la Marote, cum mâncăm noi deja aici în fiecare zi. Mă rog, dacă îl întreb pe nea Petrică de aia, el o să spună că suntem noi niște proști, nu știm de unde să cumpărăm. Că el tocmai a dat o tură prin toată țara și totul e minunat. Știi, el o tarabă cu prețuri bune în piața la făurei, e una pe colț așa acolo, cum te uiți despre... Care sunt explicațiile pentru aceste scumpiri? Sunt costuri mari pe care fermierul român le suportă astăzi și care se regăsesc în prețul final al legumelor. În plus, suprafețele cultivate sunt tot mai mici și așa am ajuns ca în supermarketuri să găsim cu greu produse românești. E, și uite așa, pe scurt, ajutăm economiile altor țări care știu să-și protejeze producătorii. Noi nu știm. Noi suntem chiar atât de tâmpiți, da. Mă rog, domnul frumos, suprafețele cultivate nu sunt mai mici. Pentru că mi-am pus și eu solar, cultiv deja, de anul trecut, adică vă rog frumos, deci. E o soluție asta, oameni buni care aveți o bucată de teren, să vă faceți grădina voastră, să vă faceți hrana voastră, să devenim cu toții făuritori de hrană. Sănătoasă, da, cât un pic, așa, din toate pentru consum propriu. E mare lucru, mare lucru. Sigur, nu le convine corporațiilor, dar e sănătate curată și la trup și la minte. Mă rog, foarte curând o să scăpăm de aceste probleme, de costuri, de prețul legumelor, de scumpiri. A, nu, nu, nu o să înceapă și la noi programe adevărate pentru producție. Nu. O să scăpăm pentru că nu o să mai mănânce aproape nimeni legume. În 10 ani legumele vor fi doar o legendă. Deja se lucrează la asta. Pe lângă aripioare de pui, chiftele de porc și paste carbonara, săptămâna aceasta elevii din Roșia de Amaradia primesc kebab, pizza, tortilia și șnițel de pui. Niciunul dintre produse nu se regăsesc pe lista propusă de Institutul de Sănătate Publică. Alimentele ultraprocesate ar trebui să fie o excepție în meniul elevilor, spun medicii. A, doar că medicii spun degeaba, pentru că nimeni nu-i ascultă. Oamenii mănâncă în funcție de reclamele de la televizor. Ba, unii medici, mari nutriționiști, ca să facă foarte multe like-uri, pun toată ziua filmulețe în care spun că fast food-ul face bine, domne, că poți slăbi foarte ușor, că e sănătate curată, mâncarea hiperprocesată, că nu contează, domne, grăsim, saturate, nesaturate, tot aia e. Da? Sunt influențări în zilele noastre toți criminali. Copiii văd și zic, a, păi a zis doamna aia celebră nutriționistă că nu-i problemă să hales toată ziua așa orma și cartofi prăjiți în ulei de palmier și da, am văzut eu pe net, e, e ok. Uh -huh. Ne mai vedem peste 25 de ani. Superb! Se extinde programul ăla cu masa caldă în școli foarte bine. Încercăm să reducem abandonul școlar, numai că o facem extrem de prost. Cu pița și chiftele de porc, elevii de clasa a șaptea o să arate ca un adult scăpat de sub control. Reducem abandonul școlar și creștem riscul de îmbolnăvire. Când o să se înscrie la liceu, copiii nu o să mai aibă de ales între matematică și științele naturii, o să aleagă între clasa de diabet și clasa de obezitate morbidă. Am mai vorbit noi aici despre asta, când și când. Că așa e treaba cu anumite cuvinte. Te ia durerea ca la reumatism. Da, când și când. În funcție și de vreme. E cu digitalizarea asta, pur și simplu am impresia că sunt partea unui experiment. 20-25 de ani de când ni se bubuie în timpane, facem digitalizare națională! Alo, începe digitalizarea! Vine digitalizarea peste voi! Oameni buni, dragi cetățeni, anunțăm digitalizare totală! Puteți fugi, dar nu vă puteți ascunde. Cu toții veți fi digitalizați. Mă gândesc că unii au și uitat ce e aia, digitalizare, și de ce e bună la casa omului. De ce trebuie să facem presiune ca lumea, ca digitalizarea asta să se întâmple odată pe bune? Recapitulez. Digitalizarea înseamnă acces rapid la informații. Apeși trei butoane de acasă și ți-ai luat cazierul fiscal. Nu mai pleci o zi de la muncă pentru atâta lucru. Nu-ți mai iei o zi de concediu. Digitalizarea înseamnă eficientizare. Că una e să vezi angajați, funcționari care toată ziua plimbă niște foi, altceva e ca acele foi să fie informatizate și să fie într-o bază de date la care au acces toți funcționarii. Acest acces la informație a schimbat educația în lumea civilizată. Digitalizarea este un confort. Nu mai cauți prin arhive, ai cuvinte cheie după care ți ordonezi informația și așa mai departe. Tranzacțiile se fac aproape în timp real, comunicarea de asemenea. Nu mai vorbesc despre transparență și prevenirea unor falsuri și abuzuri ale instituțiilor. Că de aia nici nu s-a făcut digitalizare ca lumea Vom vorbi imediat Că nu mai puteau ei să măzluiască chestii Digitalizarea elimină deci stresul birocratic și timpii de așteptare Evident, toate astea înseamnă apoi Ce? Ce? Productivitate Un cuvânt atât de drag guvernanților Păi ceea ce făcea un funcționar în trei zile, ar face, dacă toate ar fi digitalizate, în jumătate de zi. Nu mai printează 5 ore zilnic. Cred că știți despre ce vorbesc. Apoi costurile toate devin mult mai mici. Da, baci bani într-un sistem informatic, dar ai scăpat de arhive, de costuri, de întreținere, de formatul fizic atât de costisitor și care suferă degradare în timp. Nu mai zic baze de date comune, cât de mult ajută asta la la depistarea unor fraude, la găsirea unora care se sustrag de la plata impozitelor, taxelor, dar și la identificarea celor care au nevoie de sprijin. Foarte important! Apoi, digitalizarea mai înseamnă și securitatea datelor. Infinit mai ușor protejezi o structură informatică decât un dosar fizic. Asta așa, ca să dau un exemplu banal. Dar să vă dau un exemplu clar de știre apărută zilele astea în România. Deci în România digitalizării, Ministerul cu cea mai mare birocrație investește 5 milioane de euro în mii de imprimante. Da, imprimante de 5 milioane de euro. Hârtii peste hârtii, munți de hârtii. Fiecare funcționar cu imprimanta lui. Hai, dați drumul la treabă. File, print. Deci în anul 2023 nici vorbă de digitalizare în România, deși s-au alocat munți de bani și avem chiar și un minister al digitalizării. Te culci uneori și te aștepți să auzi cum, cum îți fac ăștia gaură în perete și trec cu fibra optică pe la tine în dormitor. <gătă> ne <rău> scuzați, nu, nu, culcați-vă la loc dăm găuri încet, da, să nu deranjăm nici pe doamna. Mergem cu fibra optică, o luăm încolo așa spre focșani. Culcați-vă la loc, nu? Serios, containere, mii de tone de vorbe goale numite digitalizare s-au deversat peste noi până acum. Se digitalizează, ai, ai la altă. Că s-au luat nu știu ce sute de milioane, au fost accesate miliarde la o parte, Luăm un credit în valoare de să facem digitalizare. Și te întrebi, nu cumva în toți acești ani ar fi trebuit ăștia să digitalizeze și VC-urile din fundul curților? La câți bani s-au băgat în digitalizare? Să intri la budă cu o amprentă oculară, da? Să-i scaneze lunea Ion irisu. Ei bine, cu toate astea în cap și în suflet și cu nervii întinși la maximum, cum altfel, am zis, ia mă, ia să vedem noi cum e cu digitalizarea în România. Ce s-a digitalizat și ce nu s-a digitalizat. Și câți rinichi trebuie să ne vindem ca să terminăm treaba asta. Bine ați venit la Starea Nației! Să lămurim din start o treabă mor când aud de exemplu ăsta cu Estonia, când vine vorba de digitalizare. Domne, de ce Estonia? Hai de capul meu. Estonia e toată digitalizată. Toată? Păi și șobolanii au cipuri sub coadă în Estonia, domne. Iar funcționarii? Nici nu mai există. Da. De pe propriul telefon poți să vorbești cu președintele țării, care este un alt telefon. Atât de digitalizat e totul acolo. Vă propun totuși să ne revenim un pic. Estonia are 1,3 milioane de locuitori. E cât trei sectoare din București. Suprafața Estoniei este de 45.000 de km pătrați. România are peste 238.000 de km pătrați. Adică am făcut și geografie. Poliția națională poate să asigure foarte multe venituri statului român Știm exemplul Estoniei Aia înseamnă digitalizare Aia înseamnă un lucru ușor când eu pot să mă duc să-mi scriu mașina direct de acasă E ce vreau să zic Ni se tot bagă Estonia asta pe gât De parcă noi am spune că nu e bună digitalizare Da, zici că suntem noi toți românii în stradă Ca în Franța cu milioanele Cerând o oprire a digitalizării Și mai e ceva avem sute de exemple în toate domeniile unde noi suntem praf și alții sunt mult mai buni. Nu e ca și cum, domne, am rezolvat noi cam tot pe aici, doar Estonia ce ne mai întrece cu digitalizarea. Hai să ne comparăm cu Republica Moldova. Să nu mai visăm cai vers pe pereți. Adică noi nu performăm în nimic cu țara asta. An de an ne scufundăm luând bani de la educație și cercetare ca să mai cumpărăm niște arme și așa mai departe. Dar ne punem ținte de astea. Bă, New York, Honolulu, Paris, alo, haideți bă, cu tecuci cu astea. Starea actuală a sistemului IT, cel care emite deciziile, este critică. Nu s-au mai făcut investiții din 2013. Asta în condițiile în care Banca Mondială ne-a dat un împrumut de 70 de milioane de euro ca să ne modernizăm fiscul. Proiectul se numește Ramp Din păcate contractul este deraiat după orice standard S-au cheltuit bani pentru consultanță și mai puțin s-au pus spre deloc Probabil pentru tot ceea ce înseamnă infrastructura IT uh -huh. Asta e o discuție din 2018, deja 5 ani Până astăzi știm că s-au băgat niște case de marcat la ANAF și s-au mai legat și niște cununii dar România e la fel, pe ultimul loc în UE, la colectarea TV. -a. Deci niciun efect. N-am făcut ce trebuie, e clar. De ce n-am făcut? Simplu. Exclusiv din cauza acestor incapabili care au făcut gargară cu digitalizare toată ziua. Iar urmările, astea sunt. Zero. N-avem de unde să vă dăm pensii mai mari, zic ei, dar de 30 de ani Tolerează evaziunea fiscală pentru că acolo unde e evaziunea, sunt și prietenii lor. Mă rog, chiar acea evaziune îi împinge în multe cazuri pe acești incompetenți în funcții de conducere. Să nu credeți că stau altfel lucrurile. Ce credeți că ei vor fiscalizare digitalizată? Nu! Normal că nu! Partidele fură prin firme ale membrilor de partid. Digitalizarea fiscalizării e pentru fraierii mici și mijlocii. De la o dezbatere a Ministerului Digitalizării, mai multe imagini care aveau conținut pentru adulți au fost afișate pe ecranul din spatele vorbitorilor. Vă amintiți, nu? Faza e de la o discuție de la Ministerul Digitalizării. Au dat porno la populație pentru că, într-atât de digitalizat, e însuși Ministerul. Probabil băiatul care se ocupă de computere la Minister are un contract part-time, el fiind DJ la o discotecă din făcăiene, acolo are cartea de muncă. România post-pandemică este țara în care, în sfârșit, se investește masiv în infrastructură se dezvoltă rețeaua de spitale. România post-pandemică este țara cu administrație digitalizată, cu companii de stat reformate. Cât de tare! Au trecut aproape 2 ani de la aceste declarații. Se construie spitale, ne digitalizăm peste tot. Fals! Minciună! Delir! Sau pur și simplu sechele ale pandemiei, da? introducerea de noi servicii electronice în administrația publică. 30 de ani am stat fără să faceți acest lucru, am reușit să o facem. Digitalizarea sistemului public a devenit realitate. Digitalizarea sistemului public a devenit realitate. Azi o vedem și nu e. A reușit, mă. Vasilică a făcut ce n-a făcut nimeni de la maimuță încoace. Cât de penibile sunt astăzi aceste declarații, nu? Săracu. El, Vasilica, așa a și plecat de la putere, vă amintiți? Cu gândul că a însemnat altceva decât o aventură politică de o noapte. Iată digitalizarea, iată adevărul după toate aceste declarații. Pentru a primi ajutoare la încălzire, consumatorii vulnerabili sunt puși să completeze o cerere de 14 pagini, plus să prezinte alte acte doveditoare, toate așezate frumos, bineînțeles, într-un dosar cu șine. Iar oamenii sunt disperați și confuzi. Am văzut toate astea, le-am trăit pe pielea noastră. România e un munte de hârtii și de copii. Și cardurile alea cu ajutoare se dau prin poștași și se completează mii de foi. Digitalizarea e doar în capul unora și ni se aruncă mereu în față, așa ca și cum, repet, ar fi vina noastră că nu ne-am digitalizat instituțiile. Haideți să vă arăt repede ce a însemnat exact digitalizarea despre care vorbeau Iohannis și Câțu Vasilică. Și-a pus pe Facebook o poză, gol, doar cu un prosop în jurul șalelor și cu burta sută la dispărare. Acest Florin Roman era ministrul digitalizării și cercetării. Da, imaginea digitalizării. Îl mai știți, nu? Trei urlete la două cuvinte. Se învinețea ei să umfla capul, răgnea plagiatul el. Mă rog, a fost retras. Dar acum e ministrul la digitalizare, un domn despre care doar el și structurile știu cum a ajuns acolo. Structurile PNL, bineînțeles, nu avem o scamă. Ce vă gândeați la... Nu, no, nu. No. De ce? Că Tasu e și el considerat de mulți un dinozaur securist? Nu, no, nu. No. Doar lumea e rea, știți cum sunt oamenii, vorbesc așa prostii. Ce, că a devalizat tasul bancorexul? Aia, nu... Vorbe, terminați, mă, cu toate prostiile astea. Da. Deci, cu digitalizarea, sigur reușim. Avem tot ce ne trebuie. Nu e bine. Nu e bine, nu e bine. Nicio fel. Auzim la televizor, zi de zi aproape, cum budăi tot recalculează pensii. A recalculat înaintea lui și femeia de nu știe cum o cheamă și câți ani are cu buletinul în mână, au recalculat toți. Zici că sapă undeva în creierii munților cu minerii și toți scot de acolo dosare după vremea lui Burebista. Câte să mă fi contributivitatea de râs? Și de ce nu sunt toate dosarele astea digitale după atâția ani și după atâția bani băgați în digitalizare? Vom ajunge la o formulă de calcul a pensiilor prin care veniturile, pensiile mai mici să crească mai mult. Avem aproximativ 519.000 de dosare evaluate și digitalizate, adică din dosare cu șină am ajuns într-un format electronic. Și aia este ultima cifră pe care am obținut-o. E din 2021 această declarație. Între timp, au ieșit oameni la pensie, alții au murit, fiele le țărâna ușoară. Deci nu e ca și cum am ști pe unde ne aflăm azi. Abia asta mi se pare absolut fabulos despre țara asta. Noi tot vorbim despre digitalizare, dar ați observat că habar n-avem cât suntem în țară, cât se angajați, cât șomeri, cât cu ochii albaștri, cât nu suntem securiști și așa mai departe. Nu știm despre noi nimic. Nu avem date, nu lucrăm cu date. Normal că nu le avem. Până și recensămintele sunt cu scandal, că angajează ăștia pe 2 lei niște băieți și niște tântici care pun cifre de burtă acolo. Păstrăm acel grafic de digitalizare a tuturor dosarilor. Avem o bază de date informatizată pe care o vom putea folosi. Recalcularea să nu mai dureze atât de mult. Păstrăm graficul, zice Budăi. Bravo, tată! Graficul e ăla de a nu realiza nimic. E bine de tot că l păstrați. Nimeni nu e în stare să-ți dea niște cifre care să fie și reale. Bă, câți pensionari sunt în țara asta? Câte dosare mai sunt de digitalizat? Când va putea intra orice pensionar pe net să-și vadă dosarul? Cât a muncit, cât a contribuit, tot clar, transparent. Când? Nu știe nimeni să răspundă. Ar trebui să implice mai mult Așadar, politicienii noștri de la Iohannis la Câțu trăiesc cu impresia că digitalizarea e ca și făcută. Pe când realitatea de la ANAF și pensii arată că orbecăim cu, cu lumânări, nici lanterne n-avem. Când vine vorba de școală și digitalizare, <laughs> vă dați seama că situația e pe cât de tragică, pe atât de amuzantă. Ministrul Educației promitea că la început de an școlar copiii vor avea pe lângă manuale tipărite și variantele electronice pentru tabletă sau laptop. Superb, nu? Vedeți? de e foarte important, asta ne și propunem cu aceste ediții speciale săptămânale, să ne oprim un pic din ce ne aruncă partidele și serviciile ca teme de discuție și să ne uităm la un subiect mai ca lume, cu atenție. Să ne dăm seama, bă, unde ne aflăm? Cât suntem de mințiți, de fapt? Declarația pe care ați văzut-o e din 2014, dragii moșului. 2014! E, e, eram tineri, naivi și cam la fel de prostovani. Ne uitam în gura oricărui turnător și ziceam că e salvatorul nației. În 2014, deci, visam la manuale electronice pentru toate materiile la început de an, iar în 2023, descoperim cu stupoare că nu mai știm nici să tipărim manuale. Ca să nu mai spun că degeaba le tipărim, pentru că unul din doi elevi citește, dar nu înțelege ce citește. După ce vom fi încheiat această criză sanitară și o vom încheia fără doar și poate, educația se va îndrepta mult mai mult spre digitalizare. Că vrem sau că nu vrem. Iar aici eram în pandemie, după șase ani se digitalizase mamaia de pe lumea înaltă și cam atât. E, am văzut limpede în pandemie ce înseamnă înapoierea țării. Toate bubele au început să ne doară, ne scărpinam și în albul ochilor vorba aia. Ce școală online să faci dacă noi eram cu Câmpeanu și aveam un sistem de educație care nu reușea să împartă un măr la prânz elevilor? Era mult prea greu, era imposibil de fapt. Așadar, Câmpeanu, după pandemie ne apucăm tare de digitalizare. Asta după ce noi făceam deja digitalizare, dar în bun, în educație, da, doar că fără urmări. Nu, nu să prindă, domne, sămânța aia digitalizării, că e dracu rău. Repet. Într-un sistem de educație, care este cel mai mare sistem public din România, lucrurile nu se pot întâmpla peste noapte. Lucrăm permanent la susținerea digitalizării educației, doar că lucrurile nu se pot întâmpla peste noapte. Vechea placă. Au trecut o mie și una de nopți, iar după o mie și una de nopți apare cât un neterminat și spune a, a, Doamne, atenție, nu se poate peste noapte. A, păi noi peste zi vrem, noaptea dormiți sau țineți-l de vorbă pe budăi, să nu mai sune femei. Nu se poate, domne, peste noapte, nu se poate peste noapte. Ni se spune asta legat de orice. Dar cine a cerut peste noapte? De ce ne spui că nu se poate peste noapte după ce au trecut 20 de ani de digitalizare în care ați frecat o aiure? Ce ai aici în el? Aici Cărți. Cărți. Are 5 kg. 5 kg într-o zi ușoară. 5 kg care un elev de clasa a patra în spate, într-o zi cu puține materii. Greutatea se dublează pe măsură ce orarul se aglomerează. Am încercat într-un marți să-l cântăresc și avea 13 kg. Câteodată mă dor și umeri și spatele. Bă, bă, idee, fiți atenți. Mamă, hai să digitalizăm copiii. A? Ce ziceți? Să le punem brațe bionice. Cum are domn președinte? Ai mă, nu vreți? Ce digitalizare! Vă dați seama dacă noi rupem spinările copiilor cu ghiozdanele și acum în 2023. E profund ilegal ce fac dezaxații ăștia. E împotriva sănătății copiilor, vă dați seama. Orice doctor vă va spune asta. Merg cu al meu la recuperare după tot felul de accidentări și văd o mulțime de copii strâmbați de ghiozdane, tată. Și de telefoane, e drept. Dar vin acolo la fizioterapie. Sunt mulți. Ministerul Educației pasează răspunderea primăriilor. Pentru că ele trebuie să se învrednicească, să cumpere vestiare, să digitalizeze școlile. Dotarea cu mobiliera sălilor de clasă, echiparea cu materiale și echipamente didactice a laboratoarelor și cabinetelor școlare, achiziționarea de echipamente informatice necesare procesului didactic, dotarea laboratoarelor de informatică și echiparea atelierelor de practică. Asta voiam să vă mai spun cu digitalizarea. Noi nu reușim să avem dulapuri în școală, măcar să-și lase copiii acolo parte din materialele didactice. Au împărțit atunci ca disperații niște tablete și aia a fost. Cum? Tablele digitale? ce cu ele? Că au promis în fiecare clasă tablă digitală? Serios? A spus botul și la vrăjeala asta? Cele mai recente date privind nivelul de alfabetizare digitală poziționează însă România pe ultimul loc în clasamentul celor 32 de țări. Verdict canci. Și la digitalizare și la toate celelalte suntem praf, suntem pe nicăieri. Dar, dar, în toți acești ani s-au băgat bani peste bani peste bani, miliarde de euro. Unde sunt banii pentru digitalizare? Ce alte firme sunt în zona IT? Altele decât ale serviciilor, zic. Că eu nu știu altele, voi știți? Recapitulând, Câțu zicea că digitalizarea e făcută, Iohannis că e accelerată. Iar când ne uităm la realitățile din România, digitalizarea e moartă la intrare, cum se spune. N-a existat, ci doar a fost folosită pentru a se umple unii de bani. Mulți bani. Toți au cam alunecat greșit. Sunt sigur că ați trecut prin treaba asta. Când te duci la o instituție de stat și trebuie să intre cineva de acolo, un funcționar în baza de date, ai de a face, de foarte multe ori, cu același ritual. Omul de acolo spune stați un pic să vedem dacă merge. Păi nu merge, întreb tu ca prostul. Ba da, ba da, merge, da... Mai face figuri. Adică săptămâna asta, cei azi, joi, a făcut luni, marți și ieri jumătate de zi. Da, așa mai face câteodată. Invariabil, așa se întâmplă. Am auzit o groază de povești cu cardurile de sănătate. Hă, hă, să fii tu sănătos dacă merge sistemul ăla. Ai card și ai de pomană. Apropo de cardurile alea, ele sunt expirate de 3 ani, de 5 ani, dar le-au prelungit valabilitatea. Pe ideea, domne, da, trebuie să le schimbăm, că așa scrie pe ele acolo că expiră, dar nu le mai schimbăm. Folosiți-le în continuare. Tată, haos e puțin spus. Sistemul informatic din sănătate este din nou la pământ. Medicii de familie reclamă că de aproape două săptămâni blocajele le afectează activitatea și împiedică pe pacienți să obțină rețete compensate și trimiteri la medicii de specialitate. Iar varianta offline nu este o soluție pe termen lung. Cinea se spune că știe despre probleme și că vor fi remediate cât de curând. E foarte tare și acest răspuns. Da, mă, ho, că știm despre ce e vorba. Păi despre ce e vorba? Ne lăsați să reparăm sau nu? Păi stăm să vă explicăm acum Păi e blocat de două săptămâni Nu vă supărați Domne, ne mai ții mult de întreabă Dar ce nu s-a blocat la noi? Tot ce se lansează În două ore e la pământ Cade, se blochează, crapă Iar de fiecare dată argumentul e simplu Domne, s-a blocat Normal că s-a blocat Că au intrat prea mulți oameni pe platformă Păi da, au intrat. Ce să facem? Coze online? Nu există. Adică ele merg. Platformele astea funcționează dacă nu intri pe ele. Dacă intri, gata. Clachează. Să, să sperie de om. Da, leșină aplicația, domnule. E, e emotivă. A mers dis de dimineață la ora 5-6 sau seara la 10-11-12 noaptea când am mai încercat să validăm unele rețete și unele servicii medicale. Dacă se blochează de tot, tot sistemul de sănătate va fi blocat și în spitale, și în ambulatorul de specialitate, și în laboratoare. A, ce rugăminte am? Lăsați doamnă robinetul deschis cu aplicația, că să, să încarcă ea până la urmă, da? nu Sunt probleme cu... cu u, urcă greu de la parter. Da, și până să încălzește, până să. până își dă drumul, până. Asta zic. Vă dați seama ce comici suntem și ce proști. Ar rădescărbițe ăștia de la uie dacă ar auzi astfel de povești cu tâmpiți De fapt, probabil că le știu. Probabil de aia ne, ne și întrebăm. Domne, de ce își bate UE joc de noi când își bate? Pentru că o cerem. Pentru că suntem proști. Pentru că avem și fețe de, de prostit. În România lipsesc datele despre numărul de pacienți cu diferite boli, foarte importante pentru alocarea de fonduri. Sunt numai câteva registre, fără acoperire națională. Aia nu-i problema la noi, că noi oricum dezgropăm morții și luăm aparatura de pe ei să... <laughs> Râsul lumii e puțin spus. Cât de greu este în acest moment să estimăm numărul de pacienți care ar putea beneficia de noi terapii. Rolul fundamental al registrelor de boală este acela de a fundamenta decizia. Vă dați seama cum e și pentru doctori săracii de ei? Am vrea să demarăm un program național pe tema bolilor cardiace, nu știu de care. Deci câți bolnavi de acest tip avem înregistrați? Uh, numai puțin, domn doctor Deci uh, ar fi uh, Sunt patru pe care îi știu eu Îi știu Și a, ah, a, ah, mai sunt trei la Brăila Mi-a zis mie un cu mătru <gâye> Cam așa se face numărătoare Deci, doamna doctor Ne pare rău România nu poate să știe nimic Nici sănătoși, nici bolnavi Nici morți, nici vii, nimic România pare că e capabilă doar să scoată la suprafață niște partide profund bolnave, ele însele, care promovează adevărate cancere pentru democrație, stat de drept și viață normală. Lipsa de competențe, deci, își spune cuvântul și nu numai fac grave erori. Numai că își spune cuvântul, fac grave erori cu consecințe economice și sociale, deci. Și ca să înțelegem mai bine monstrul numit digitalizare în România, iată un exemplu. Guvernul României a oprit în 2019 programul de modernizare a IT a fiscului și a dat banii înapoi la Banca Mondială. 52 de milioane de euro returnate, 18 milioane de euro cheltuite de România din 2013 până în 2018 pe consultanță și pregătire. Da, da? Ați auzit bine? Între timp, la FISC se lucrează concomitent cu peste 400 de aplicații care intră în colaps, iar sistemul nici măcar nu poate colecta datele transmise de casele de marcat electronice. Aceste date sunt din 2019. De ce? Pentru că la noi nimic nu e sintetizat, organizat, ceea ce le și convine lor. În haos sunt ei ca peștele în apă. Nu se știe ce bani s-au cheltuit pe multe domenii în digitalizare. Am încercat să aflăm. N-ai de unde să afli. Bani luați, bani furați. Bani dați înapoi, bani considerați ca fiind digitalizare, dar în fapt au fost doar milioane pierdute pe consultanță. Au fost șpăgi. Nimeni nu ține cont, nimeni nu calculează. Mai degrabă secretizează și tot așa. Astfel încât proporțiile dezastrului să fie necunoscute. Să nu poți să înțelegi nimic. Practic, așa cum stăm cu tehnologia, la fel suntem și cu digitalizarea. Doar că am cheltuit infinit mai mulți bani.